Dumnezeu și pune Fecioara Maria și anume Mireasa Duhului Sfânt, Fica Tatălui Ceresc și Mama Fiului lui Dumnezeu. Ea este mai înaltă decât toți și decât toate. Limba omenească nu poate să vorbească despre înălțimea strălucirii slavei sale, pentru că atunci când a văzut-o, Sfântul Apostol Pavel a crezut că este Dumnezeu pe pământ. De aceea este mai înaltă decât herovimii serafimi, decât toate puterile cerești și decât toți și decât toate, alta nu mai este ca ea. Și aceasta pentru că smerenia ei, slujirea ei pe acest pământ, adâncul tăcerii ei și îngrijirea ei deosebit pentru Fiul ei, Iisus Hristos, pentru Fiul Tatălui, a fost întotdeauna, de când a venit pe pământ și până la trecerea de acele trecătoare cele veșnice, nu a avut nimic în mintea ei decât pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Ea este pentru noi oamenii o taină, pentru că nimeni nu poate să cuprindă smerenia ei, fecioria ei, după cum știți, în naștere fecioară, după naștere fecioară, înainte de naștere fecioară. Purea fecioară, chipul nașterii lui Iisus Hristos dintr-o dânsa este de netâlcuit. Noi nu putem să vorbim felul cum s-a născut Iisus Hristos dintr-o dânsa, ci suntem datori să credem și să mărturisim că Iisus Hristos s-a născut dintr-o dânsa în timp, în vrem, în ani. Și din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu Tatăl este nenăscut, iar Fiul este născut și Duhul procede de la Tatăl. De aceea ea se numește Sfântă în toate veacurile. Scriptura a mărturisit despre ea spunând așa, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele Lui. Sfânta și dumnezeiască Elisabeta, mama Sfântului Ioan, prorocul, a numit-o Maica Domnului, spunând, de unde îmi este mie cinstea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu, și i s-a închinat. În același timp și Sfântul Ioan, fiind în pântece ca de 6 luni, a săltat în pântece de bucurie. Ea este vestită de proroci. Ea este grăită de însuși Fiul Său, Iisus Hristos. Pe ea au lăudat-o atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Pe ea au chemat-o martirii când au fost în cuptoare cu foc, când au fost jucuiți, când erau în timpul mărturisirilor. Nu a avut pe altcineva decât pe Maica Domnului ajutătoare. Ea este lauda cuvioșilor părinți și a cuvioaselor maici din mănăstiri, din preîmpustietăți. Pe ea o cheamă bolnavi în ajutor, elevii, studenți când au examen și în toată vremea lor, tipul învățătorilor. Ei cerem ajutorul atât cei mici cât și cei mari, pentru că nu avem alt ajutor atunci când suntem în nevoi, pentru că ea este mai aproape de neamul acesta omenesc. Dar
Cine a ridicat cu pe la așa înălțime ca să fie mai înalt decât toți? Întâi de toate rugăciunile părinților ei, pentru că ea este rod a postului, a rugăciunii, a străinării de lume și a lacrimilor părinților ei, Sfânt Părinți Ioachim și Ana. După aceea este ascultarea ei de către părinți, fiindcă atunci când a fost dusă la templu la 3 ani de zile, ea nu s-a împotrivit, ci a primit cu bucurie despărțirea de părinții ei. Și a intrat în Sfânta Sfintelor, având vârsta de 3 ani, cu multă bucurie, cu mult dor ca să se aducă biserică vie Dumnezeului Celui Viu. Pentru că aceasta i-a fost dorința ei să-i slujească pentru totdeauna Dumnezeului Celui Viu. Ea nu a fost pentru ea cu nimic, ci toată viața a fost doar pentru Iisus Hristos. De aceea Biserica, Scriptura o numește cochilie a lui Dumnezeu, cuptor al lui Dumnezeu în casa cu pâinea cea cerească. O numește porumbiță a lui noi, o numește munte gras din care s-a tăiat piatra care înseamnă Iisus Hristos, numindu-se piatra cea din capul unghiului. Ea este rugul cel care ardea și mai se mistuia. Deci, ea este aceea care a fost lăudată atât de proroci, cât și de cei după proroci și de toate neamurile și de toți credincioșii, și cât va ținea lumea aceasta, ea va fi lăudată, fiecare însă după puterea lui, după darul pe care l-a dat prea bunul Dumnezeu. Născătoarea de Dumnezeu este aceea care a adus în lume prefiul lui Dumnezeu care a ridicat păcatele lumii. Pe ea au așteptat-o toate veacurile. De la începutul omului până ce s-a îndurat prea milostivul Dumnezeu să se întrupeze tot însa, a fost așteptată. Și știți foarte bine felul în care a petrecut-o în casa părintească și felul cum a petrecut-o în templul Domnului din Ierusalim. Și anume, în ascultare și slujire până ce a plecat din această lume. Și toate cele le-a făcut pentru ca să-i placă lui Dumnezeu, a căruia și a fost aleasă de toate neamurile. De aici trebuie să învățăm și noi ca să luăm pildă de ascultare și slujire. Fiindcă ființa aceasta umană pe care a făcut-o Dumnezeu nu are alt rol, alt scop decât acela de a face fapte bune ca prin acestea să se sfințească pe sine cu harul lui Dumnezeu. Dacă ființa aceasta umană nu mai face fapte bune, cum spune Sfânta Scriptură, ea s-a desprins de harul cel mântuitor al Dumnezeu. Mlădița nu mai stă în rădăcina viei. Și atunci nu mai aduce roadă. De aceea mi s-a dat ca pildă nouă tuturor născătoare de Dumnezeu. Ea a fost, a stat numai în biserică. Și în biserică a slujit preoților, împletea lâna, cosea veșminte, curățea templul și mai mult de atâta
se ruga zi și noapte ca să-i placă lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a bucurat-o după toate acestea prin trimiterea Sfântului Arhanghel Gavril să-i spună aceste cuvinte: bucură-te ceea ce ești plin de har, Marie, Domnul este cu tine. Așa a să vă spun și dumneavoastră cândva acest arhanghel, când veți sluji lui Dumnezeu și ziua și noaptea, când îl veți aștepta pe Dumnezeu și ziua și noaptea, ca precum acel sfânt și drept Simeon din Ierusalim, așteptând mântuirea lui Israel. Așteptând fiecare mântuirea noastră, că nu știm când va veni Domnul Slavei, ori la prima strajă, ori la a doua, adică oricând ești tânăr, oricând ai o vârstă, orice bătrânețe, ori bunul Dumnezeu știe că ne va chema pe tot din această viață. De aceea trebuie să citim viața și să urmăm faptele preacuratului Sfătoare Dumnezeu, care a fost smerenia, fecioria și ascultarea. Ascultarea care înseamnă smerenie. Deci smerenia a sănat din ascultare. De aceea ați văzut dumneavoastră că începerea postului s-a făcut cu smerenia și cu mândria. Fiindcă acest păcat, mândria, a distrus ființa umană, a distrus sufletul omului și l-a degradat în cel mai greu păcat, și anume mânia și destrăbălarea sau desfrânarea. Aceste două patim, cu aceste două patim se sfârșește neamul acesta omenesc. După cum vedeți și dumneavoastră, că oamenii acum sunt foarte mânioși. Unde te duci, nu mai vezi pace, liniște. Ori Dumnezeu, primul mesaj care a adus pe pământ, a spus: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Ei, de atunci, de 2000 de ani, până acum, tot a scăzut acest mesaj de pace, de înțeles, de bună învoire între oameni, pentru că oamenii au iubit mai mult veacul acesta trecător și înșelător și au căzut din harurile pe care le-a adus Dumnezeu neamul omenesc. Și ne-a învățat că fără smerenie nu putem ucide mândria. Aceasta înseamnă că ființa omenească trebuie să se supună mereu lui Dumnezeu, cum s-a supus și născătoarea de Dumnezeu, întotdeauna, după cum știți, din Sfintele Scripturi, din Sfânta Tradiție, ea iubea pe toți și avea milă de toți, se îndura de toți și nimic ale sale nu a căutat în această viață. A căutat mai folosul oamenilor, ca oamenii să-L cunoască pe Fiul ei, Iisus Hristos. Chiar aceasta o spune și Dumnezeu în Scriptură, ca să nu se laude muritorul cu înțelepciunea sa sau cu neamul său sau cu bogăția sa, ci să se laude omul dacă îl cunoaște pe Dumnezeu, dacă omul își cunoaște nimicnicia, străinarea pe acest pământ și dacă omul își vine în sine, pentru că numai așa omul se poate apropia de Dumnezeu, simțându-și păcătoșenia sa. Deci, Născătoarea de Dumnezeu și Purevecioara Maria ne este pildă nouă tuturor de cumințenie, de sfințenie, de iubire dumnezească și de iubirea de oameni. Mai frumoasă și mai curată nimeni n-a fost, nici n-a să mai fie vreodată, pentru că ea este
pregătită de către Sfânta Trăime prin Duhul Sfânt ca să fie locaș, biserică a Dumnezeului cel viu. De aceea trebuie să ne rugăm neîncetat ei. Fiindcă dacă nu ne aude altcineva din cei de sus, negreșit Maica Domnului ne aude în rugăciunile noastre. Bolnavii care sunt în spitale, un singur glas către Maica Domnului și îi mângâie în durerea lor. Soții care nu prea să mai înțeleg, la fel dacă strigă cineva către Maica Domnului, le aduce pace, îi întărește pe mai departe ca să-și ducă crucea lor. Deci fără născătoarea de Dumnezeu nu este mântuirii neamului omenesc. N-a fost, nu este, nici nu va fi. Pentru că ați văzut că nimeni nu se mântuia, nici Sfântuia Botezătorul nu se mântuia la neat, numai ce l-a născut după trup pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul Tatălui, abia atunci a putut fi scos din neasul de Dumnezeu. Și toți care au crezut în ceea ce au învățat biserica prin proroci. Pentru că biserica este la începutul începutului biserica. Adică Iisus Hristos neîntrupat este fără de început, fără de sfârșit, mai înainte de toți vecii. Deci, ca să înțelegem mai bine puterea născătoare de Dumnezeu, o vedeți dumneavoastră în slujbile bisericești. Ați văzut că Sfânta Liturghie se încheie cu acțiunul ei, cu vrednica ei cântare, cu venise cu adevărat să te fericim. Adică, ni se cade nouă, neapărat, absolut, ni se cade nouă tuturor să o cinstim pe Născătoarea de Dumnezeu, pentru că ea a adus mântuirea în lume. Și aceasta nu numai în cazul trebuie să facem, ci întotdeauna și în caz cu Sfânta Scriptură, și în caz și în durere, și în bine, și în bucurie, și de Sfântile Paști, de Înaltă Mântuitor, când a venit toate cu Doamne, să mulțumim și să ne rugăm Maicii Domnului, ba mai mult atunci a adus ca o mulțumire, ca o slavosovie Maicii Domnului pentru purtarea ei de grijă care o face pentru neamul omenesc, prin mijlocirea ei către Sfânta Dumnezească nedespărțită a Trăime. Deci, mai bine, cum spune acțiunul bisericii, mai bine a tăcea decât a vorbi despre Născătoarea de Dumnezeu, ca nu cumva să greșim, pentru că toți au lăudat-o în imne, în cântări, în predici, în scrieri, dar după vrednicie nimeni nu se poate ridica, pentru că firea omenească, noi oamenii nu putem să o lăudăm după cuvință, pentru că ea este mai presus decât toți și decât toate. Iubiți credincioși, pentru că ne aflăm în apropierea și chiar am intrat de astăzi în metanii, rugăciunea Sfântului Efrem Siru și chiar săptămâna aceasta este o săptămână pregătitoare de post. Să mănânc o dată în zi, lapte, brânză, ouă, pește și așa, dar o dată în zi se fac metanii și iată mâine Sfântul Liturghiei. Nu este, pentru că miercurea și vinerea din Sfânta Brânzei sunt zile din postul mare. Și biserica a văzut că a pregătit aceste duminici cu totul speciale pentru creștinătate. Ca să putem să ne mântuim, adică să putem să ne împărtășim cu Iisus Hristos, trebuie să omorâm deci mândria prin smerenie și desfrânarea prin post și prin rugăciune și prin mărturisire
de gândurile care ne rupe pe fiecare din noi. Și pentru că, cum am spus, aceste păcate, mânia, că ați văzut ce se întâmplă când copilul e supărat sau fata e supărat. De ce sunt supărați? Fiindcă nu îi lăsăm să meargă la filme, la teatre, să iasă la lume. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă desfrânare, dacă nu-i lasă mânie. De ce să mânie? Pentru că desfrânarea e vorbită de mândrie. Și atunci, în vremurile noastre, acest păcat a cuprins aproape toată lumea. Toată lumea. Dacă a cuprins toată lumea acest păcat, înseamnă că suntem în moarte. Adică plata păcatului este moartea. Cine se mai pocăiește acum cu lacrimi ca să învieze, să-i tremure inima, să lăcrimeze ochii, când noi greșim cu ochii, când noi greșim cu simțurile noastre, cu imaginațiile noastre, când gândim la lucruri necuvincioase, cine plânge pentru toate acestea ca să vină asupra noastră harul lui Dumnezeu? Pentru că numai așa atragem înapoi harul lui Dumnezeu, prin pocăință. Prin căința din adâncul inimii și prin mărturisirea curată, ca să înțeleagă preotul cât de păcătos ești. Fiindcă această mărturisire înaintea duhovnică este judecata a lui Dumnezeu. Ai făcut aceasta curat în această lume, nu mai are și mai judeca Dumnezeu la ziua judecății. De aceea, eu, ca un om și om păcătos, cum spune Sfânta Scriptură, pe mai mare tău niciodată să nu vorbești de rău sau să judeci. De când era mic acasă, ne învăța mama să ne rugăm pentru părintele și pentru învățătorul din sat. Ca unii care ne învață, ne povățuiesc, unul pentru binele acesta lumesc, obștesc, trecător din această viață, învățătorul, și doi, preotul care ne învață pentru amândouă și deosebit ne învață ca să nu rămânem pe pământ, să ne înălțăm cu mintea la cele duhovnicești, la cele cerești. Și am spus la început, când mi-a luat un mic interviu, că îi mulțumesc lui Dumnezeu și conducerii bisericii ierarhilor, ca să știți această dumneavoastră, pentru purtarea de grijă care o au ei înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pentru că din mâinile noastre se cer sufletele dumneavoastră. Și zice Scriptura că ca noi să ne primească Dumnezeu rugăciunile, trebuie să nu vorbim de rău pe nimeni. Cu atât mai mult, prin mai mare biserici, nu avem voie să-i vorbim de rău niciodată. Să nu credeți că m-am abătut la subiect, dar vreau ca să cuprind mai multe lucruri, fiindcă nu m-am pregătit niciodată să vorbesc odată cuiva, fiindcă așa a fost viața mea. Eu am fost de acasă și de mănăstiri până am umblat. Numai așa a fost să fiu în ascultare, fără să mă ocup și o citesc o carte odată în viața mea. Și îmi dă Duhul, am matru că nicioasă aici care m-a dus cu mașina, Carmen o cheamă, și mi-a dat Dumnezeu aceea să vorbesc. Fiindcă, vă spun un lucru, dacă te rănești, dacă te bat cineva, îți spui cineva ceva, se întâmplă pentru ceva, pentru viața aceasta, rău lucru în viață. Toate se rezolvă. Dar dacă se întâmplă să îți rănești sufletul, cine te va vindeca?
Unde alergăm noi? Tu, ca creștin, alergi la părintele. Dar dacă părintele greșește, unde alergă? Te întreb. Unde alergă? La părintele? Nu mai poate la părintele. Trebuie la cel mai mare care i-a pus mâinile pe cap și a chemat Duhul Sfânt să-l sfințească într-un preot. Vedeți? Și atunci, dacă doctorul acesta mă vindecă, cum să-l vorbesc eu de rău? Și dacă spui că a făcut adres, nu știu ce cu tare, te spune Scriptura, nu tu ești judecătorul lui. Are cine să-l judece. Oare nu ne ajung nouă păcat care le facem noi în fiecare zi și fiecare noapte? Vă întreb, nu ne ajung? De aceea, ca să avem pace la rugăciune, ca să avem spor duhovnicesc în viața noastră, să nu judecăm pe nimeni ca să nu fie judecați. Cu ce măsură veți judeca, cu aceea veți fi și măsurați dumneavoastră. Deci, eu personal vă spun, am păcătuit când am judecat. Am păcătuit când m-am mândrit, m-am înțelat cu mintea, n-am mai știut din mintea mea. Când am luat aminte de păcatele mele, am mers drept în căile Domnului. Am avut cu scor rugăciunile, mă scol din timp la rugăciune, când judec, mi s-a tulburat sufletul, mă dezechilibrez în viața mea, pentru că nu te judecă Dumnezeu cu ierarhii bisericii sau cu preoții, nu, pe tine personal te judecă. Personal te judecă. Vă gândiți dumneavoastră câte răspunderi au ei înaintea Dumnezeu? Dacă ați fi părinți adevărați, dacă am fi călugări adevărați, maici adevărate, creștini adevărați, ar trebui să ne rugăm pentru mai mari noștri, dar nu să judecăm. Niciodată. Pentru că judecata nu este a noastră. Nici răzbunarea nu este a noastră. Este a lui Dumnezeu și mai mult nimic. A lui Dumnezeu. Ai văzut că nu ia să mor sau patriarhi când a să moară, episcopul a să moară. Nu mai se grijește nimic decât de ce? Lucrul mâinilor lor. Ce au făcut în viață, cum au învățat și eu la fel și dumneavoastră fiecare la fel, vom răspunde fiecare în viață de cele ce am lucrat noi în această viață. Atât pentru acest lucru. Mergem mai departe cu momentul care ne aflăm în biserica și anume începerea acestui post mare pe care l-au lăudat încă din Vechiul Testament numindu-l sărbătoare. Pentru că postul este o sărbătoare. O sărbătoare deosebită. Mai mare decât Paștele, mai mare decât Crăciunul. Ascultă! Că n-am rămas aici, n-am terminat cuvântul. Nu crezi că încurc treburile, nu? Pentru că n-ajung la Crăciun, n-ajung la Paști, până nu trec prin post. Ce a zis Scriptura? Oare lui Iisus Hristos pătimirile lui i-a adus necinste? Nu, i-a adus cinste și înălțare. Prea înălțare, nu înălțare. Așa și nevoința postului. Va aduce învierii sufletul și trupului, va aduce pe Iisus Hristos în inimile dumneavoastră noastră dacă vom posti post adevărat. Și este sărbătoare pentru că și la Paști, dacă n-ai postit, nu te poți bucura. Pentru că ai să mănânci neînfrânat și atunci te chinuiești. Nu te bucuri. Deci postul este o înfrânare a tuturor simțurilor pentru toată viața. Dar deosebit în acest sfânt mare post și toate celelalte posturi și miercuri și vineri, tot cursul anului. Deci postul aduce sărbătoare și trupului și sufletului. Postul aduce sănătate și trupului și sufletului. Postul aduce rugăciunea. Postul împacă pe cei învrăjbiți. Postul păstrează fecioria. Postul întinerește viața omului. Cu cât ați mâncat mai puțin și mai scăzut așa, mai fără ulei, unsuroasă, ați trăiți mai mult și ați fiți puternici toată viața dumneavoastră. Deci postul este o sărbătoare care aduce celelalte sărbători. Mai bine spus, în totalitate, înfrânarea
aduce viața. Neînfrânarea aduce moartea. Adam, pe cum s-a înfrânat, a adus moartea. Noul Adam, Iisus Hristos, pentru că s-a înfrânat, a adus viața. Viața lumii. Viața lumii întregi. Noul Adam, Iisus Hristos. Fiindcă n-a păcătuit. Dacă n-a păcătuit, a adus viața în lume. Iar dacă noi păcătuim, aduce moartea și ca să înviem, trebuie să ne pocăim. Deci pocăința este o înviere. De aceea s-a spus, mare bucurie să faci în cer pentru un om păcătos care s-a întors de la păcat la virtute. Și bucurie mare este atunci când înviază ceva din morți. Dar pe mai mare bucurie să fii și credincios. Fiindcă credincios înseamnă om dumnezeiesc. Deci cuvântul credincios înseamnă om dumnezeiesc. Acest titlu îl are Dumnezeu. Ce este Scriptura? Credincios este Dumnezeu care va chema pe voi la sfințire, la o unire, la o împărtășire cu El. Vedeți? Deci avem această demnitate, avem acest titlu pe care îl are și Dumnezeu. De aceea trebuie să păstrăm acest titlu de credincios. Iată cum a spus Părintele Cristian, parohul de aici, că este ca o înviere pentru această Sfântă Biserică. Și chiar trebuie la început să mulțumesc dumneavoastră pentru că să vede că ați împodobit această Sfântă Biserică a Sfinților Părinți, care este, dacă putem spune, rădăcina din care a răsărit, a odrăslit Născătoare de Dumnezeu și Preacioară Maria. Adică dumneavoastră ați venit în ajutor acestei Sfinte Biserici, care trebuie să fie cea mai frumoasă din București, această biserică. Pentru că este închinată Sfinților Părinți Ioachim și Ana, care știți că ei au fost necăjiți în viața lor pământească, pentru că nu aveau copii și erau defăimați de lume. Și pentru acel lucru, eu vă mulțumesc din toată inima și bunul Dumnezeu să-L ierte toate păcatele celor care înfrumusețează Sfintele Locașuri. Și Dumnezeu să le dea înțelegere a Scripturilor, cunoștință a credinței, ca să poată înțelege înălțimea puterii credinței. Pentru că nimic mai puternic în viață nu-i ca credința. Iată un exemplu de credință. Dacă cineva respectă credința, adică se unește cu soția lui după lege, după legea creștinească, și el e sărac. Dacă femeia e bogată, de da foc și bogat. Și o trezit cu un tovar de viață, bogăția ei e și bogăția lui. Iată alt model de credință, da, cum cel din Capernaum, care era bolnav, slăbonoc. Și văzând Iisus Hristos, credința acelor patru oameni care au coborât pe slăbonoc unde era Iisus Hristos, l-a făcut sănătos pentru credința lor. Și a iertat și păcate pentru credința lor. Vedeți ce putere mare are credința? Vreau să zic că faci tu, te nevoiești tu și tu ai folos și aproape tău are folos pentru credința ta puternică. Ia să văd eu, dacă mă iei așa exemplu de putere în această lume, să muncești tu și să ieși tu bani, dar să ieși și altul bani pe lângă tine. Nu există așa ceva. Vedeți? Ori credința în Dumnezeu e cea mai puternică, cum spune Scriptura, bărbatul credincios e cel mai mare bogat om din lume. Ați auzit? Cel mai mare bogat om din lume? Bărbatul credincios. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că el nu-i bogat în aur și argint, în dolar. Nu. El calcă peste acestea. Dar ce-i bogat?
Dacă credincios, în ce bogat? În Dumnezeu. E bogat în cunoștința de Dumnezeu. Dacă are cunoștința de Dumnezeu, el nu are pământul ca bogăție, are cerul. Ai văzut cât de mare cerul? Soare cât de mare și față de cer cât de mic se arată. Vedeți? Deci bărbat, dacă ai aflat un bărbat credincios, ai câștigat și pământul, ai câștigat și cerul. Pentru că fericit bărbatul care n-a stat în sfatul credincioșilor. Și în scaunul celor fără de lege nu a stătut. Vedeți? Deci, dacă ai găsit bărbat credincios, înseamnă că ești cu Dumnezeu. Deci dacă lipsești credința în lume, nu mai are rost să mai fii în lumea aceasta. De aceea, când va veni Dumnezeu la sfârșitul lumea aceasta? Când va veni oare? Când n-a să mai fie credință la oameni. Atunci se arată Dumnezeu. Că dacă nu e credință, nu mai este rod. Și dacă mai este rodul, vine tăierea. Pentru că păcatul, ce este păcatul? Păcatul este tăierea nervilor sufletului. Ți-ai mi ce spun? Ia, exemplu. Când un om păcătuiește, nu mai are tăria sufletului. Nervii sufletului, asta la pământ, s-au omorâșit. Când bea, când fumează, când desfrânează, când îi bea de iubire de bani, nervii lui s-au omorâșit. Nu mai sunt tare. N-ar mai poți numi bărbat. Nu, n-ar mai poți numi bărbat. Credincios nici atâta. Vedeți dumneavoastră. Deci de aceea zic dumneavoastră că credința este cel mai bun lucru pe fața pământului. Aceasta să o însușim noi, credința. Ca să ai credință, trebuie să sugi laptele bisericii ca și cu o hrană. Trebuie să vă hrăniți din învățătura bisericii, din învățătura preotului, din învățătura Sfinților Dumnezeu și Scripturi, din învățătura Sfinților Dumnezeu și Părinți, pentru, din învățătura tatei și a mamii, că tata și mama, cât ar fi binecredincioși, te învață tot de bine, care înseamnă bine, înseamnă tot Dumnezeu. Deci, aceasta ți fi hrana principală a omenirii, credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu. Facem ce facem, dăm la școli, dăm stânga-dreapta oameni să studieze cu tare. Nu e nimic rău în asta să spunem. Dar dacă lipsește credința la acestor tineri, n-ai făcut nimic. Nu. Pentru că toamna se numără boboci, spun bătrânii. Ai să vezi cu ce te alegi la sfârșitul sfârșitului. Cum am văzut de atâtea ori bătrâni, au fost ori miniștri, ori șef în stat, și am văzut că stăteau tot la televizor când se dea sufletul. Vine părintele, nu vine părintele, părinții nu vine părintele. Vedeți? Ia ca sfârșitul acestor studii, acestor funcții înalte, dacă n-ai credința. Nu mai are rost, mamă, să mai trăi dacă nu-i credința. Vedeți? Deci Dumnezeu a spus, oare când vine eu pe pământ, dar să mai găsesc credință? Normal că nu mai găsesc credință. De altfel s-a pus așa întrebat Dumnezeu. Nu o să mai fie credință. Fiindcă credința este o jertfă felnicie. Credința este, dacă vreți mai adevărat, o răstignire a eu-ului de mine, a egoismului. Adică credința este o faptă care tu te străiești pentru altul, care înseamnă altul, înseamnă Dumnezeu și aproapele. În aceste două se cuprinde toată dreptatea Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele. Ca să faci aceste două lucruri, trebuie să ieși pentru ei. Asta, întâi pentru Dumnezeu, că El e viața și altfel nu putem trăi, El e viața. Din ele avem toate. Și doi aproapele, care ce este aproapele? Mădularul Iisus Hristos. Deci aproapele este mădularul Iisus Hristos. Cum se ocărește Iisus Hristos? Cum se furte la Iisus Hristos? Cum se strice cerea în fete care este al Iisus Hristos? Cum? Așteptați nunta legiuită și atunci după lege. Tot crujire înseamnă și atunci când faci acel lucru, dar fiind pe lege. Vedeți? Deci Iisus Hristos ne învață că trebuie să slujim în această viață.
Nimeni să nu caute odihnă în această viață. Copiii cu celelalte dincolo. Ați observat dumneavoastră că lumea aceasta a luat o razna cu totul. Eu când eram mic, nu exista concedii la tăticul. Bine, mămica n-avea servit, dar la tăticul exact un concediu. O, când avea leacă liber, mai avea concediu o lună de zile aproape, atunci mai tare muncea acasă. La câmp, la păduri, unde era nevoie. Vedeți? Ori, dumneavoastră, de ce căutați acum cu atâtea concedii și te duci încolo și încoace? Și aceasta nu este un lucru plăcut lui Dumnezeu, ca să știți. Ca să știți. După Dumnezeu nu este, vă spun că inima mea acum, vă spun mai adevăr, vă spune, că eu nu spun nimic, dar că nu știu ce-ți vorbesc acum. Eu nu știu ce vorbesc, ce-mi dă Duhul. Și spun de ce nu este, ascultați. Vremea acestei vieți nu ne este dată prin ca ceva decât să ne rugăm neîncetat, așa spune Dumnezeu. Neîncetați să vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Neîncetați să vă rugați că nu știți când va veni dreptul judecăți toți din ceasul morții. Nimeni nu știe. Știm foarte bine că muri, toți știi că muri. Dar când? Când? Dacă ar ști, zice Scriptura, că vine hoț să se fure casa, ar privechea acel om. Dar că nu știm. Vedeți că nu știm? Și atunci neîncetați. Și atunci mai poți să te rogi tu când pleci undeva, când plecăm cu prieteni, cu tare, nu mai poți. Vedeți? Deci fericit omul credincios care duce viața ca un adevărat credincios în această viață. Fiindcă atunci nu mai poți cânta când ai fi mort. Fericit este calea în care mergi tu la suflete cât s-a gătit ții loc de odihnă. Păi dacă tu ai căutat odihnă în această viață, cum ai găsit de odihnă dincolo? Ce cântăm la toate slujbile sfinte tot cursul anului? Bucură-te, preasfințite Ioane, bucură-te, preasfințite Gheorghe, când ai toată viață, te-ai ostenit, ai privegit, flămând, însătat, prigonit, închis, pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Vedeți? Găsim la aici de când s-au odihnit, s-au dus în concedii, că au cheltuit bani în concedii, nici de cum. Ai să spui că ai copii, foarte frumos, încă s-ai crezut mult, mă doare inima când nu se mulți copii. Când mi se mă doare inima când se mulțește lumea, m-a dus Iisus Hristos, lumea să mulțească. De-aia a legit Dumnezeu cu lumina. Să mulțească lumea. Duriți copiii, ori când mergeți copiii, ori câte durere pentru creștini, pentru biserică, pentru preotul, pentru Sfânta lui Dumnezeu biserică. Ai copii, nu-i nimica, învață la școlar, au nevoie de creație foarte bine. Du-i la țară. Dar îi spui, am vândut pământul ca să trăiesc acum cu legile acestea, cu democrația aceasta. Am vândut pământul. Nu-i nimic, mai sunt oameni care au pământ. Duci și acolo, mulge vaca, pune-i spare țâțele bine, mulge vaca, vezi, de mânca la găini, toacă la râs, la gâș, la curci, pui de curcă, să văd. Da. Aceia au de învățat foarte mult, zis în vasă cel mare. O creștine, dacă nu vezi de la tine, învață de la cele necuvântătoare. Că ai foarte mult de învățat. Foarte mult de învățat. Da. Pentru că tu vezi exact cum lucrează. Că și omul este un animal, dar rațional, să spunem așa. Da? Noi raționale, mai avea Bun Dumnezeu știe acest lucru de fiecare. Deci, să căutați, pentru că viața e prea scurtă. Timpul acestei vieți este prea scurt. Vedeți dumneavoastră în ce situație suntem și anume. Biserica este într-o situație cum este ea. Preoții aleargă în stânga-dreapta ca să îngrijească zidul bisericii pentru că sunt făcute de când sunt făcute așa. Și dumneavoastră, de unde aveți, de unde aveți, mă mir cât vă ajută Dumnezeu când tot de aceasta vă mai pun azar la biserică și ajutat bisericii. Că altfel nu mai avem unde să mai slujim. N-am mai avea unde să mai aduci Sfânta Jertfă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, că acum să legi, îi crăpadă biserica și te opetă sujet într-o sa. Și toți să alergăm în toate părțile, pentru veacul acesta trecător. Dar dacă noi în concedii, creștinii vorbim, nu vorbim în afară de creștinism, din creștinii noștri. Dar dacă noi în concedii, vinim aici unui pictor, unui zidar, unui eu știu ce este el votare, părinte, uite, creștinii din parochia Sfântia ta, uite, în august sau în iulie avem concedii. Hai să ne apucăm să facem mai ceva. Și o să găsim
banii se cheltuiesc la Turcia sau la Bulgar sau, eu știu, din Grecia sau știu mai multe mai departe, îi dau la biserica scoțenii tău. Și tu, dormind la cap, citești Scriptura, poate și tu niciodată, și citești Sfântul Efrem, să zici pe pocăință, Sfântul Angol de Aur, pe milostenii, și ai să vezi că de câștigat ești. Vă spun sincer, pentru că eu de acum mă gândesc la moarte. Și nu știu cum să mă alegesc timpul, ca să mă rog mai mult, stăt mai mult, mă gândesc. Nu știu cum scap din lume ca să fiu mai retras cu mintea cât la Dumnezeu. Asta pentru că gata, bate, s-o terminat, s-o rog cu vieții. Vedeți? Deci, să înțelegem așa. Eu să leac mai brutal, să spunem așa. Dumneavoastră, din ceea ce v-am spus, ceva să faceți. Și este primit la Dumnezeu cât de puțin. Dar, zice Scriptura, trăiți-vă cu multă atenție zilele, cu cuvioșii zilele vieții noastre. Nevastă Dumnezeu sta Scriptură. Cu multă cuvioșii trăim zilele veacului nostru, a anilor noștri. Și aceasta înseamnă că noi, ca să trăim așa, cât mai multe biserici trebuie să trăim. Cât mai multe biserici, asta înseamnă cu învățătura bisericii. Nu stai chiar neapărat aici, cu învățătura bisericii. Că fără aceasta, v-a spus, de-a se spânză oamenii, de-a cadă dezvedești de oamenii. Și vreți să-și vă spun ceva? Prin Sfântul Ioan Scarală. De unde apar bolețe de epilepsie, de schizofrenie, de depresie, de încutare? V-ați întrebat, îmi spuneți Sfântul Ioan Scarală. La păcatul acesta am crede în sine, a slavă de șarte, a mândrie, să ajung om ceva, să-mi dau fata să fie mai crescut decât toți, să facă la Oxford, să facă cu tare. De aici apar aceste boli, mamă, depresie, care nu mai faci să-mi dau nimeni. Ce-ți fac? Doctorii? Nu. Ce-ți fac? Dumnezeu. Ai procătuit înaintea Dumnezeu. Hala Dumnezeu acum. Hala Părintele. Că al leac nu este. Nu vă duci la fermecător, la frânător, deschide cartea, la țigăță. Nu, acolo nu aveți că la zodiace, la puteți care sunt toate diavol. Nu? Și n-a ascultat de ce. La Părintele. Dumnezeu Iisus Hristos a trimis pe apostol, a trimis pe creștini și sfinți la Părintele. Du-te la Părintele, Părintele spune să facă. Ce să faci? Ca să poți să te împaci cu Dumnezeu, ca să rămâi viață. Ca să rămâi viață. Deci, ce vreau să spun mai departe dumneavoastră? Deci am spus, eu sunt dacă mai brutal, dar dumneavoastră, ce să vă spun, puțin trebuie să faceți, pentru că după aceea Harul Dumnezeu, ați vedea și mai mult. Ați vedea și mai mult. Deci, vreau mai departe să mergem cu dumneavoastră. După ce am învățat Sfânta Biserică despre aceste păcate uriașe și mari, care sunt căpetenii, adică mândria, de unii, toate păcatele, cădem de la mândrie, cădem toate păcatele, așa ne-a arătat Dumnezeu că toate se rezolvă prin pocăință. Adică pe venirea la biserică, înaintea preotului ca acel vameș, și te bați în piept din inima ta, din ajută de poftine, că ești păcătos. Dumnezeu l-am lăstit și păcătos și mă mirește. Am așa face noi postul mare. Dumnezeu l-am lăstit păcătos. Dumnezeu te părățești pe păcătos. Cel ce m-a zis, foarte m-am găsit, Doamne, spune noi acestea, așa se părățește omul prin pocăință. Și adăugând și celălalt, că te bază Duhul Dumnezeu prin bază. Tu mi-ați încerc scălătorii către El și El vine cu brațe deschise către tine. Fă-o trompați și El face toți pași către tine. Dorește-L tu cu El și El să descoperi ție. Deci trebuie să avem o rată de bunăvoință către El. Dacă nu ai bunăvoință către El, ai bunăvoință către lumea ta, către viața aceasta și la tot. Și atunci ai căzut în altă barcă și te neci. Oricine ai zis tu, te neci. Rămâi în barca a Bisericii Iisus Hristos. Deci, mergi mai departe, cum am spus, și după ce Sfânta Biserică ne-a învățat că prin pocăința tot păcatele și prin smerenie, ne-a învățat Dumnezeu că fapta milostenie este aceea care ne duce pe noi împărăția cerurilor, care însemnează milostivirea, îndurarea, iertarea, ajutorarea, toate faptele acestea de milostivire față de aproape nostru, nu numai de ce n-au greșit, de ce ca să te lipsuri,
în lipsă și materială și spirituală, cu o credință, să ne dați cărți sfinte, să citească, să-i duceți la o biserică, unii preotul o slujește acolo, când vedeți, îi explică Sfânta Scriptura credincioși. Ați tot faptul din milosterință, dar acestea înviază, aduc, unesc pe om cu Dumnezeu. Dragostea aceasta sau milostivirea. Unesc pe om cu Dumnezeu, ne unesc cu pe alții. De aceea noi nu avem dragoste, suntem egoiști. Dacă dispare egoismul, avem dragoste față de alții, ne ajutăm. Lucru altuia e șateu. Suntem un trup, toți formăm un trup și Iisus Hristos este capul. Dar așa ne-a rupt. Vedeți, ne-a rupt? De ce ne-a rupt? Pentru prostia de capul nostru. Că dacă ar fi înțelepți, atunci am ști că câștigul fratelui, e, și câștigul meu, ba mai multe este a mea, dacă vreți, mai multe este a mea. Că le-am arătat calea sau că le-am dat ceva. E mai mult câștigul meu din calul care a primit. Fiindcă Dumnezeu, ca Părinte Sfânt, drept și desăvârșit în toate, El vrea ca toți oamenii să mântuiască. De aceea să scrie Scriptură că Dumnezeu este Dumnezeu tuturor, și atunci și așa Mahomedan, a tuturor este Dumnezeu. De-aia Dumnezeu toți când drept, prin nedrept, așa, soare și cunoști câți alte, dar mai ales acel credincioș. Vedeți? Dumnezeu acum este, mai ales acel credincioș. Și iarăși, Dumnezeu se îndură, adică se îndură, iartă, îl primește în casă în Împărăția Lui Veșnic, către cine? Că cel smerit și care tremură de cuvintele Lui Dumnezeu și caută să ne împlinească pe El. De aceea se îndură Dumnezeu. De aceea când tu vin și spui așa la Părinte, Părinte, nu am reușit, nici la procent, la examenul, nici eu n-am slăbit, n-am putut, vin la biserică, dar nimic am mers, nimic am. Păi nu ești, mă, frate, pentru că tu nu cauți să împlinești voia Lui Dumnezeu. Tu nu tremuri din învățătura Evangheliei Lui Dumnezeu, nu tremuri. Ce înseamnă să tremuri? De frate, de Lui Dumnezeu? Nu. Să te miști în sufletul tău, să pui început bun pocăinții tale, să părășești întunerii pe această lumea neștiinții de Dumnezeu. Asta înseamnă. Adică înseamnă mai exact să te îndrepti cu ochii către Dumnezeu. Întoși ochii de la veacul acesta și îndrepti ochii către Dumnezeu. Aia dacă faci așa, te hotărăști așa, atunci Dumnezeu se îndură. Îți dă și examenul, îți dă și serviciul, îți mulțește și pâinea, plouă la vreme, răsare la vreme, roade din câmpul nostru mai departe. Vedeți? Cum zice Scriptura? Cei care slujesc cu Dumnezeu vor mânca să vor sătura. Cei care nu slujesc cu Dumnezeu vor mânca să nu se sătura. Ce spun oamenii când mi-am spun așa, Părinte, am de toate, am și BMW-ul, am și pescărie, de ce, unde se scaldă, cum se cheamă, față piscină, am și piscină, am de toate am. Dar Părinte, parcă n-am nimic, nu m-am mulțumit nimic, păi asta este. Nu te mulțumesc pentru că nu ai ce. Asta, nu ai credință, nu... Când citești Cuvântul Dumnezeu, nu te miști către El. Dar dacă vezi vinul, te miști către El. Dacă vezi dolari, te miști către El. Vezi? Asta, adică nu ai lucrare. Nu inima ta este împetrită. Deci Dumnezeu vrea ca inima ta să se logodească cu El, mama. Ai văzut că te-ai botezat? Ce spune Scriptura că tu și eu m-am botezat? Ce spune? Spune așa, că din acea clipă, când preotul te-a băgat în aghiazma aceea, făcut atunci de tripadul în preot cât a fi acolo, a făcut aghiazma, da? Și-o pus și Sfântul ulei simțit, vă dați seama. Bagă pe copil acolo în pielea goală și îl bagă tot până la fund și-o spate răbdare. Ei, în acea clipă, care s-a botezat omul acela, s-a făcut dintr-o dată Fiul al lui Dumnezeu. Și de acum el este dator să slujească Dumnezeu. Și ziua și noapte. S-a făcut Fiul al Dumnezeu, cetățean a cerului. Este cerul omul, nu? El de asta puse pe pământ. La început a stat oameni mai mult, pentru că și Dumnezeu era mai mult, pentru că nu aveau atâtea luxuri, mașini, se repare avioane, zboară, am închisut, nu, oameni erau cum i-a învățat Dumnezeu. Din pământ era hrana, îmbrăcămintea și pământ și restul țineau sărbătorii, aduceau jertfe de 7 ori și 10 ori pe zi. Acum nici luni, marți, miercuri, cu semeni la biserică.
Prima o dată de săptămână, și să mai trăiască oamenii o 900 de ani în median, să mai trăiască. Iar înseamnă 70 și că nici atât nu mai trăie cultură. Nici atâta, pentru ce? Și-am spus care. Pentru că nu avem Dumnezeu vede atunci nici așa, că oamenii nu caută, nu-i mișcă clopotul, nu-i mișcă toaca, nu-i mișcă Evanghelia, nu-i mișcă nu-a murit tata și mama, puțin. S-au accidentat și mașinile, după accident, o leacă, fac cruce, o uitat de accident, i-au rămas rău de fapt. Dar uitat să mulțumesc Dumnezeu până la sfârșitul vieții lui. Uitat, vedeți? Deci, cum am spus dumneavoastră, și după ce Dumnezeu ne-a învățat toate șeptele Sfânta Sa Biserică, a spus că noi toți trebuie să ne înfățișăm la ziua judecății lui Dumnezeu. Toți trebuie să ne înfățișăm. Deci toți, absolut toți, dar nu toți vor fi judecați. Toți Scriptura zice. De exemplu, văduva, deci ca vodul pe rog, el va fi judecat. Care văduva? Pe Scriptura. Care a ajuns la vârsta de 60 de ani, în acea secundă, e scris în cartea lui Dumnezeu pe lista văduvilor și nu mai va fi judecată dacă o avut un singur bărbat, o crescut copii care au dat Dumnezeu și e știut din toată cetatea, orașul, ca o femeie vrednică, cum cândva Ana, fata lui Fanuil, avea 84 de ani și o trăit numai 7 ani cu bărbatul ei și după aceea o stat numai în biserică. Stând numai în biserică, a făcut Dumnezeu prorociții. A cunoscut pe Dumnezeu, a cunoscut venirea lui Dumnezeu în biserică cu mama lui și cu părul de tatăl Iosif și toată celălaltă că știți dumneavoastră. Deci vezi biserica ultimalță. Te înalță să știi ce e, ce e azi, ce-a spus câte multe vreme. De aceea mama, când știi că e duminică, nu aștepta să mai stai în pat. Prima scoală-te și Dumnezeu te înviorează și vii primul la biserică, te rogi, vezi atunci ce e în biserică, te vii covor, vezi că strana e julită, dacă vii acum, nu vezi ce e în biserică asta. Dacă vii atunci, vezi, atunci e materiană. E el se văd de un, a să facă ceva la biserica aceasta, pentru că pentru tine îți faci. Și-a, știi din viața Sfântul Apostol Toma, cum el și-a făcut palatul cerului. Palatul cerului și-a făcut. Pentru că nu, tot ce-a avut în atâta, o dat lui Dumnezeu. O împărțit la săraci și-o plat în cerul a avut. Așa și dumneavoastră. Deci, fiți răbnitori pentru Iisus Hristos. Nu vă curțați trupul când e vorba de canon, de rugăciuni. Nu. Dar e obosit. Din multe ori s-a obosit, dar ce fac? Plec de acasă cu ocază, zic rugăciunea. Din timpul zilei, văd că gata, încep rugăciunea, amint, mă dătestim, rugăciunea, dar dumneavoastră, arbitră, știi? Cu acea de zile aceeași rugăciune, păi ce ai făcut atunci? Ha? Cum stai clasă examen acel două știi de vreme văzduhului? Te știi de-a rost? Acum ați zis bună vestea, mă ajută, știi de-a rost? Păi mama ta. Ca greșit să știi. Păi își dă nota 10, pici des nota 10. Te dă învățător. Și știi. Păi este timp și eu, știi? A, tot nu-și învață. Nu așa, vii repede în grabă la părinte, spune de cuvinte și vrei să te împărtășești cu Dumnezeu, când ai dacă rea tremură și vii și moși în munții. Da. Vedeți? Deci te simt cu luare aminte la viața noastră că tare frumoasă credința. Tare frumoasă biserica. Deci dumneavoastră mi se știți, pentru că lipsește credința, de-aia se întâmplă lumea să se întâmplă. De-aia ne-a luat cu totul, ne-a luat europenii pe noi. Cu tot ne-a luat cu totul. Pentru că ce-ți credința? Ia, poporul este aici din Scriptură. Ce spune Scriptura? Ce să faci mai acest popor, a zis lumea tată? Ce să faci? Poporul este aici din Scriptură. N-aveți ce să faci, trebuie de scoare. Că acum noi români am fost scobiți din câteva zeci de ani. Am fost scobiți. Ce face popor ca să luăm țara? Și acum ne-a luat-o. Dar ce-a făcut? Acest popor român se închină lui Dumnezeu. Fac biserică, monac, monarhie, tributare. Ce se face? Ce se pare la poporul israelitinesc? Ce a zis să-i facă? Ei jertfesc Dumnezeul celui zic. Aduc rugăciuni, fac slujbe de multe ori pe zi. Hai să-i îngreuiem azi, cu ce? Să-i robim așa chiar, să-i robim cu ce? Cu munca. Și-a dat muncă și nu mai avem de la templu să roage, să aducă jertfe.
Azi așa, mă, așa, au văzut că blocul este bun, au apărut cai, căruțe, au apărut că m-a apărut cai și s-au depărtat oamenii Dumnezeu. Și Dumnezeu a blestemat și a pedepsit și a trimis egipteni 500 de ani la toată robie, în fața întregului tăpucutare, o plată vescutare și acum până găsește și apucă. O găsește România, vede că droga sunt pape, multe toate, o ai dat aici. Vedeți? De ce? Fiindcă ne-a prins în ochi, cu credința slabă. Credința slabă. Copiii noștri sunt cum sunt, noi suntem cum suntem, așa, nu ceri sfata biserică, și nu ceri sfata biserică. Ceri sfata părintele, pentru toate. Părinte se vând, părinte se nu vând, părinte se dau copiii acolo sau nu întrebați, de-aia sunt preoții. Da. Deci mergem mai departe. Și deci tot trebuie să ne înfățișăm înaintea dreptului judecător. Toți, absolut toți. Dar vădurii nu. Dar cei care s-au judecat în această lume, nu. Dar trece pe fața lui Dumnezeu. Trece. Tot trupul trebuie să înfățișez înainte. Pentru că de-a fi viața noastră cât de sfântă. Tot nedesăvârșit este înaintea lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să trece pe acolo ca să ne curățească de Dumnezeu, să ne binecuvânteze Dumnezeu, așa, și binecuvântat El, binecuvântat va fi pe vecii vecilor. Că o dat de-a dreapta, acolo rămâi pentru veșnicia fără de sfârșit. Că o dat de-a stânga, gândiți-vă bine, în chinul iadului, acolo rămâi. Dar o mâni tată bunică, oare tot acolo fi și acum? Dacă are și se roage pentru ei, așa, mi-a spus Sfântul Atanasia, Alexandrie, cel care a apărat credința, biserica, lasă Domnul Tăi Economil de la Niceia, ce spune? O, creștine, mergi adesea la cimitir, aprinde lumânare, aprinde candelă, tămâiază și oșorare de face sufletului. Dar dacă mă aduce preot acolo, atunci mamă își face liturghii să dezleagă păcat, pentru că zice Scriptura. Nu vreau să știți să voi să rămâneți într-o neștiință. Despre cei care au dormit, nu care au murit, cei care au dormit. Dacă credeți în Iisus Hristos, aveți viață voi. Deci dacă ați bunici, tați, părinți, copii, oameni care au trecut la Domnul dintre noi, au mult îndreaptă credință, atunci ei sunt scriși în carte, dar nu prea am învățat bine lecția credinței. Și atunci, dacă scriși, am o putere asupra lor. Sunt scriși acolo. Adică au botezul creștin adevărat, s-au închinat lui Dumnezeu, dar au niște păcate, care ori ne-au mărturisit, ori s-au făcut de ele, ori alții nu mai știu că e păcat, și-au plecat așa. Ce faci cu aceea? Cu aceea, biserica are toată puterea, de aceea zice, fără liturghii. Părinții Cleopa la Sestria, venim la proscomedie și ne săturam câte părțepări, dar zice, numai mă spomenești, vin în pomenești. Măi, cine își mă aduce aminte de părinții mei, de cei care am cunoscut eu? Ăștia tineri, ăștia care sunt viață, se accidentează. Păi ceva, ne ajută unii pe alții, dar cei care au plecat și numai la mor scoate părticele, vedeți dumneavoastră? Părticele, proscomedia, liturghia, Sfânta Liturghie. De aceea dumneavoastră trebuie să prețuiți zilele, fiecare zi, nu spun că ești tânăr sau bătrân sau bolnav. Vin la biserică, adu jertfă, tăței, colivă, vin, pâniță, ceai, mătare. Azi când sufletul cel adormit, preotul să slujească. Și să iată păcate, că asta e rolul bisericii. Cine te ajută prima ta pe mine? Dumnezeu, cine Dumnezeu? Părintele meu, eu cine sunt? Fiul lui Pădar. Apoi o rânduit Dumnezeu în mijloace, mi-a dat mână în gură, ca cum ar fi, băi, ți-am dat materialul. Avocatul se apere. Ai avocatul nostru este biserica. Asta e în ziua judecății. Am prietenință cu biserica. Nu judecați biserica, lucruri biserice și slujbe și toate cutare. Pentru că ea, ați auzit dumneavoastră de Sfântul Ierarh Spiridon. Ca să știți și asta. Și a dat să facă o slujbă. Și el era mai bătrân acum s-a dat. Adică Sfântul. Era mai bătrân. Și a zis diacon, nu lungi slujba. Pentru că eu nu pot să stau ca tine. Și o să da să lungească slujba cu vocea lui frumoasă. Și atunci a zis să stacă gura. Și a muțit mamă. Ai văzut că a muțit? Da. Deci scrie în lege.
Preot poate să lungească stupa, dar poate să-și scuteze. Ai înțeles de ce? Problemele nu-i liniștii, că e părinte. Ia spune mama mea acasă. Mamă, mamă, numai mamă să tu fii. Numai părintele să fii. Cât este în capul meu. Cât răspuns să-ți dau la Dumnezeu cum v-am născut, cum v-am crescut, cum v-am văzut toate celelalte. De da pe un preot, ca la atâtea sumete pe capul lui. Nu-i simplu, mamă. Deci, repet, dacă ești creștin adevărat, nu vei judeca absolut pe nimeni. Nu ești creștin adevărat, vei judeca pe toți. Și când începi să judeci, te duci ca tăvălucul. Toți pe rău, toți pe rău. Pe bine niciodată. Dar pe rău, tot te duci. Ca să știți, mamă, eu spun de experiență. Când am început să mă interesez cine-i ceala, cine-i ceala, am căzut și cu rugăciunea și cu pocăință, cu toate, cu toate. Cu toate căzut. Că cauze din una, cauze toate. Te ridici cu una, te ridici cu mai multe. Da. Cu păcatul atrage alte păcate, așa și virtutea. Atrage după una și pe cealaltă. Deci gândiți-vă cât de fricoșător ați fi la ziua judecății. Că din toate vă fi întrebați atunci. Din toate. Dar să nu crezi că te întreabă Dumnezeu, ai fost tu acolo? Ai spus, nu așa, mamă, nu, că Dumnezeu e a toate știutori. S-a deschis cartea vieții. Și cum te-ai uitat, mă, ta, uite, ai văzut ăsta deodată, Policandru, dar nu poți să vorbești deodată, dar l-ai văzut deodată. Așa și atunci, s-a deschis cartea și ți-ai văzut fața deodată, deci ai văzut faptele vieții, deodată l-ai văzut. Și tu singur, sau eu singur, mă duc de-a dreapta, de-a stânga. Fiindcă într-o strălucire Sfinților, cum mai simplu tu sau eu? Uite, intră acolo un murdar aici, sau într-o casă frumoasă, părinte murdar, un subiect de lumină, frumos pe jos, nu poate să intre murdar, vrei să-mi discaltă, vrei să-mi disbrace. Da, păi, acolo, unde va fi cele ce ochi n-a văzut, ureche n-a auzit, la inima omului s-a suit, că te-a plăcătit Dumnezeu pentru cei care în această viață s-au înfrânat, au răbdat crucea, au răbdat durerile de la apropiat, încă spun creștini, spun așa, părinte, nu mai pot să mai merg aproape să vii, toți mă urăsc când fac cruci, când ți-l post, însă potriva credinții. Deci, vedeți, toți acei care ați răbdat credința în această viață veșnică, răspătiți cu o viață veșnică. Deci, să căutăm, să împuțenăm dosarul de judecat, cum ar fi, să-l împuțenăm pe spovedanie. Acum, să ne aglomerați pe părintele spre sfârșitul postului, din timp luat o dată, din timp. Acum am ocupat prima săptămână și ultima a șaptea, spre o să ocupați. Dar că e canonul cel mare și pe cealaltă săptămână, ultima, spate mele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar în celelalte, câte mai sunt 5-6, puneți să mergi din timp să vă spovediți. Luați legătura din timp cu preoții ca să vă poată spovedi cum trebuie. Nu vă duceți la un moment când nu-i potrivit, cum s-a spus, că ești foarte ocupați. Da. Ei, unul, noi suntem atâția. Du-te mă tare la undeva, la un birou, tu pe casă, te n-a programul. Vezi? Dar vieții preoți stau continuu pentru noi. Deci, să căutăm, să ne aducem aminte de judecată. Ne aducem aminte de că murim, suntem muritori, ca să împuținăm dosarul, să împuținăm păcatele. Mergem mai departe și ne învață Sfânta Biserică în aceste zile că prin Sfântul Ioan Evanghelistul, cel care este născut din Dumnezeu, nu mai păcătuiește. Ați auzit? Fiți atent, mamă. Aceasta înseamnă așa, că Dumnezeu ne-a cerut această naștere. Deci te naște Dumnezeu în apa botezului, prin apă și prin Duh. Nicodim, Nicodim, se va naște omul din apă, Duh nu poate să intre în Împărăția Cerurilor. Această naștere să o avem cu toții. Altfel nu ești căscată vieții. Dar îți pătezi această naștere. Te murdărești, te schimbi. Așa, nu mai rămâi duhovnicesc. Și atunci Dumnezeu cere naștere a lacrimilor, naștere prin pocăință. Naștere cu totul în Duh.
prin pocăință, prin lacrimi, prin părăsirea, prin o întoarcere totală de la, de la păcat la virtute. Această naștere este ca și prima a botezului. Nu-i deosebire. Nu-i deosebire. Și când avem această naștere, noi nu mai păcătuim. Ai văzut când pleacă omul de la spovedanie, nu-și proaspăt? E hotărât, e îmbărbătat, e fericit și devine un ostaș puternic împotriva păcatului. A luat pavăza credinței. L-a întărit preotul, l-a iertat Dumnezeu din toate. Îi dă și sfânt, metrup și sânge. Așa pentru pocăința lui. Ai văzut cu Sfânta Maria Egipteanca. Ieri o păcătuit și mâine s-o pocăit și o părtășit. Te-ai întrebat de ce așa repede? Pentru zdrobirea inimii ei, pentru părăsirea ei, pentru totdeauna a păcatului morții. A părăsit moarte pentru totdeauna. Și a trăit în locul pustii, în locul fără desfătare. Și a omorât pisirii total. Și a rămas în viață pentru totdeauna, pentru nesfârșitele veacuri. Vedeți? Deci când omul se naște prin rugăciuni, prin spovedanie, prin citirea unei cărți sfinte, să o citești adevărat în Duhul cărții acelea, tu te naști din nou. Devii o creatură nouă, zidită după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care de acum nu mai cunoști lumea aceasta. Nu vrei să o mai cunoști. Ce se face în trânsa, ce are în trânsa, nu mai te interesează. De acum tu cauți să-L cunoști numai pe Dumnezeu și lui unea să-L slujești și de El să te temi și pe El să-L bucuri și asta e viața unui om născut după Dumnezeu. Deci care, iar care păcătuiește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Vedeți? Și că în vremurile acestea, spune Sfântul Evanghelistul, ne spune acum la apostol, în timpul acesta, că vremurile sunt foarte grele. Da, ai văzut McDonald's, Carrefour, reclame, haine scumpe aveți dumneavoastră, din toate case frumoase, curent electric. Îți vremuri grele, pâine, de toate feluri de pâine. Vremuri grele, foarte grele, nu de pâine. Nici acel tânăr din Sfânta Evanghelie n-a suspinat cât s-ar gata ai tatăl meu, duc bine, o duc bine, au de toate, nu duc lipsă de pâine și o mor ai de foame. Ce foame avea când avea pâine, mânca roșcovi, mânca păcatul, ca pe o roșcovă. Da. Și aceea nu se îndestula, pentru că păcatul e o poftă nesățioasă. Nu mai stai dacă te-a putut să-l faci. Dacă nu-l mai faci, slavă ție, Doamne, că trupul devine duhovnicesc. Deci e vorba de răutatea oamenilor. Și zice Sfântul Evanghelist că în vreme din urmă oamenii vor fi primul lucru, iubitori de sine. Și mai departe, nu iubitori de Dumnezeu. Iată, s-a scris Scriptura. Iubitori de sine, dar nu iubitori de Dumnezeu. Doi. Vor fi, cum? Iubitori de arginți. Iubitori de desfătări. E Scriptura. Lăudăroși, trufași, trădători, vor trăda frate pe frate, mamă pe tată, și copil pe tată, și pe mamă, și tot așa, și mamă pe copil, și noi pe preot, și preotul pe noi, și tot așa. Oamenii vor fi trădători. Oamenii, vremurile din urmă, să îngrijesc de viața aceasta tăcătoare, de trupul nostru tăcător. Dar nu de suflet. Nu de suflet. Deci, din cauza aceasta este rău. Copiii nu mai ascultă de părinți. Gândiți-vă ce dramă mare. Dar nici părinții nu sunt exemplu bun pentru copiii lor. Că dacă părinții ar fi exemplu bun
pentru copiii lor, ce frumos ar fi. Car creștinii n-au cum să bată așa și așa, n-au cum. N-au cum că nu vede, n-au curaj copiii să ceară ceva, că părinți, la părinți nu văd așa ceva. Ei aud, poate și văd, dar dacă în casă nu este, atunci păi e o frână, e o frână. E bine în copiilor. Și atunci, pe numai târziu. De aceea spune Scriptura că se mântuiesc tata și mama prin creșterea copiilor în frica de Dumnezeu. Și atunci, cum am spus, de aceasta este greu, pentru că zic oamenii așa acum, păi mă tem, eu știu ce au oamenii ăștia în gând. Deci mi-teamă, mi-e frică să vorbesc, pentru că eu știu ce se întâmplă, da? Pe cum? Tu ai văzut Mântuitorul Iisus Hristos? Oamenii avea să-L vândă unul din ucenici, avea să-L omoare mai mari preoților din preonul cu archerei, cu tare și cărturare, farisei și tot așa mai departe, și El s-a dus ca în casa Lui, la copiii Lui, neștiind, vorbește Scriptura, care se puie lemn amar în trupul Lui. Când l-au întrebat îngerii, de unde sunt în roșu de haine, ce ai pățit? Copiii din casa mea, mi-a făcut ce încivedeze, copiii din casa mea. N-am știut copiii mei, chiar așa să, a să-și bată joc de mine, să mă omoare. După ce l-am făcut mai bine, vedeți? E, și când tu sau eu, din casa ta, să ai vrăjmaș, e normal așa ceva? Suntem noi creștini, iubim noi pe Dumnezeu, ne temem noi de Dumnezeu, așteptăm noi viața veșnică. Cum aștept? Da. Cu ură, cu mânie și toate celelalte rele. Deci, să căutăm, iubiți credincioși, să petrecem cu o sfințenie viața noastră. Fiecare să se îndrepte în căile Lui, să meargă drept în căile Domnului, cum am mărturisit la botez. Să mergem drept în căile Domnului. Când te miluiește preotul cu Sfântul Mare Mila picioare, să meargă aceste picioare în căile Domnului, în altă parte. Ochii aceștia să vadă pururea lumina Lui Iisus Hristos. Urechii Lui să audă pururea glasul Evangheliei Domnului, Dumnezeului Lui. Vedeți? Da. Și tu, Doamne, să-i asculți, de câte ori îți cere ceva, glasul El asculți, s-a rugat biserica pentru acel nou botezat. Vedeți, mamă? Și i-a pus Dumnezeu înger, i-a pus Părintul Pești, Părintul Uget, o grămadă de oameni se ocupă de un suflet. Vedeți? Câtă grijă are Dumnezeu de biserica Lui? Dar noi cât atenție dăm la bisericii, care înseamnă m-a spus că până biserică nu trebuie să înțelegeți. Înțeamnă Iisus Hristos. Ai grijă, biserica pe Iisus Hristos. Ai la biserică, ai la Iisus Hristos. Ai ceva nevoie, ce la Iisus Hristos. Că El e mijlocitorul ca să ieși nouă păcat. Nu toată neată păcate, ci Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Deci, să căutăm cu multă atenție să fim pildă pentru copiii noștri. Cum preoții trebuie să fim pildă pentru dumneavoastră, așa părinții trupești să fie pildă bună pentru copiii care au născut ca să se mântuiască, să scăpăm de judecata, de chinurile cele fără de zvânt ale iadului. După aceea, tot noi părinții trebuie să fim și îngăduitori cu Dumnezeu, ne îngăduie cum este mare când greșim, noi să fim mai îngăduitori copiii noștri, noi să certăm, să mostrăm, pentru că de bună seamă că dacă au făcut ce au făcut, au alunecat, au auzit, au văzut, au fost tentați și atunci mă atacă părinte știind, poate că ai trecut tu prin acelea și tu ai zbăvit credința în Dumnezeu, atunci fii milostiv și tu cu ei. Cum a fost și Dumnezeu cu tine, când te-a primit Dumnezeu, primește și pe ei încetuți, încetuți, ia să vină la cunoștința de avăr și a să meargă și ei, și ei pe calea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dumneavoastră, iubiți credincioși, și în același timp vorbim pentru toți, pentru noi preoți, pentru dumneavoastră, că în afară că aceste vremuri sunt grele din cauza noastră a oamenilor, prin toate acestea pe deasupra, vedeți dumneavoastră că suntem tulburați din toate punctele de vedere.
Și ce este mai dureros când suntem turbulați, că nu cunoști calea pe care trebuie să mergi. Când dumneavoastră auziți în lui Părinte, ce să mai facem? Cum să mai credem? O să ne mai ducem mai departe. Vă spun acum din tot sufletul. Tot omul care își ține credința, credința Scriptura, ceea ce ați auzit la început, ceea ce vă da biserica la început, aceea să țineți. Predanile, cum știți din părinți, cum făceau părinții altă dată, așa, nu se puneți când moare cineva, pui bani la ochi, pui să aibă bani prin acelalte. Băi, fraților, dar nu știți că așa se nebuni cu totul. Da? Deci ce ați apucat de la început? Că n-a murit tata, mama, copilul și n-a murit, preotul chem prima dată. Că n-a murit născătoare de Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru ea? Învățați că tot de-aia la biserică. Biserica este o școală a școlilor. Universitatea universităților. Ce a făcut Dumnezeu cu Maica Lui? Ce a făcut? A trimis preoții. Pe apostoli a trimis, nu? Și ce a făcut apostoli? A mâncat, a băut? Nu. Rugăciuni. Rugăciuni a făcut. Rugăciuni. Au lăudat pe Dumnezeu cu Maica, vedeți? Au tânguit, au plâns. Da. Ce a făcut Maica Domnului când a murit Fiul Iisus? Ce a făcut? Prima mergere la mormânt a făcut-o mama noastră pentru fiul ei. De la ea avem tradiția aceea să mergi la mormânt când moare cineva. Nu da cineva. Nu mai făcea oameni până atunci. Vedeți? Da. Și ce făcea acolo? A prindea lumea cu Sfânta Magdalena, cu Salomea, cu Ioana, cu Huza, totuși mai departe, Maria, așa. Și a aduce o tămâie, lumânări, să tânguie, o plângea acolo cu tare. Vedeți dumneavoastră? Așa trebuie să faci mâncare. Asta e credința, mamă. Ce ați apucat la început acest strân, nu spune că, păi, acum nu este așa, părinte. Credința este una. Dumnezeu este unul. Cum ieri și așa în viață. Cum a fost la început, nu mai spui mă ta de vreme, de timp, de nu știu ce, nu știu cum. Să iei credința cum a apucat la început, până la sfârșit. Așa predă-o, așa fă-o, ca să poți mântui pe ea. Că dreptul prin credință va fi viu. Credință care înseamnă unit cu fapta bună. Că credință nu poți să ai dacă nu ai fapte bună. Dacă ai fapte bună, s-a ales credința. Avram i s-a socotit credință când? Când a făcut fapte bune. Dar nu făcea fapte bune, nu i s-a arătat credința. Care era fapte bună? O a dus pe copilul său jertfă, pe Isaac. Dar i-a spus Dumnezeu, înainte de a aduce jertfă, prin Isaac se vor binecuvânta toate semințiile lui Israel. Păi cum să se mai binecuvânteze, să mai mulțească prin Isaac, dacă tu spui să-l omor, Doamne? A zis Isaac așa, Avram așa, n-a zis așa, dar ce a zis? Eu cred, dacă Dumnezeu ne-a spus să ne omor copilul, tot Dumnezeu a spus că Isaac a sânat ca să facă, să mulțească lumea aceasta. Și dacă este așa, eu îl omor. Dar Dumnezeu îl înviază. Ai văzut, mamă? Altă credință, mamă. Altă credință. Nu spui că dacă îi dau casa, unii mai trăiesc eu. Dacă îi dau pâine, alții mai mâncă de sară. Dumnezeu este atotputernic, nu puternic. Dar să fiți lucrători a credinței. Care înseamnă fapte bune. Faceți fapte bune. Nu vă încurcați cu lumea. Nu căutați, v-am spus, deci eu sunt mâhnit peste măsură. De ce? Fiindcă foarte mulți oameni, foarte mulți oameni, eu v-aș spune și lumea acum cu tare, când aud cu chestii de acestea, cu hârtii, că să caut pe internet, că a fost patriarhul acolo, că s-a dus episcopul acolo, cu tare, eu când aud acestea, am venit să intru în pământ de viu, fiindcă Dumnezeu ne-a spus, plângeți-vă pe voi și păcatele voastre. Plângi tu păcatele tale. Ești îmbrăcat în doliu. Ce înseamnă doliu? Înseamnă batic negru și barbă neagră sau albă? Nu înseamnă asta doliu. Ce înseamnă doliu? Tânguirea inimii din jertfă primind Duhul umilit, inima înfrântă spre Dumnezeu, nu va urgisi. Toți care vă ocupați de acestea, ascultați-vă spun, a scăzut din harta. Eu am lucrat ca Părinte Cleopa Ilie. Păi Dumnezeu atunci patriarcă, nu merge prea mitopul și Antonie, Ardealul, dacă știți, nu merge la fel de fie de anglicant, de liputare. De ce n-ați mai catrisit pe cealaltă? De ce n-ați mai făcut
De ce? A, că spui că nu era internetul, nu era cu tare. Mamă, să vă spun ce, eu sunt părinte și eu știu ce vorbesc, eu nu sunt beat. Eu vreau să vă mântuiți cu toții la curăția de adevăr să ajungeți. Că dacă, repet, dacă n-ai credința curată, n-ai credința Sfinților Părinților lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, nu puteți fi și al Dumnezeu lucrătorii ai faptelor bune. Când ați început să vă uitați pe internet, eu, repet, puțin telma am și-o dispărut de la pornor. Avem un singur de ceară, cum se cheamă, care, cum se cheamă, când apești cu acela, face așa, pe cum se cheamă? Click. Ha? Care te miști cu aici ceara pe hârtie? Avem un aparat de ceara, cam că am vrut noi. Au vrut trage pe Sofia și facem documente de mănăstiri cu ta, că eram cu totul în urmă. Leptă. Bun, lasă că nu mă pricep. Uite, oamenii știu că eu nu știu să dau mesaj, număr de mesaj. Zic, dă mai încet pe serioasă, nu știu să dau telefonul serios. Nu știu să dau, mi-a trebuit, nu mă interesează. Eu altă de rușine îl port. Mi-e rușine să-l port. Când mi-au recuperat oameni, plătesc telefon, nu plătesc. Da. Deci vreau să vă spun, când ați început că internetul, e satana. Ascultați și vă spun că eu sunt o bucată, ți-am spus. Deci internetul e satana. Și ce înseamnă că e satana? Că ai să spui, cum e satana ăsta? Da, e satana. Deci ce e satana? Ce este Scriptura? Nu tot izraelitianul este izraelitian. Dar care este izraelitian? Adică evreu. Care evreu? Care face fapte evreului. Nu toți creștini sunt creștini, dar care sunt creștini? Care fac faptele credinței. Așa e creștin. Degeaba ai botezul. Degeaba ești călugă. Dacă faci faptele călugării, numești călugă. Înțelegi? Ei, dacă te uiți la internet, poți uita și în ceaslof. În ceaslof nu te mai uiți. Chiar dacă te uiți, ați putea să vă spun că eu sunt părinte, voi toți părinți sunteți. Și ne învățăm unii pe alții. Eu cât te învăț la dumneavoastră, dar te simt că eu dat natură de credința. Nu, că n-am citit în cărți eu. Când să vă uitați în internet și-o duci ce? Harul Dumnezeu. Ce Harul Dumnezeu? Este o lumină, mamă, care vede peste lumea aceasta. Peste lumea aceasta. Când numai această luminiță, vezi lumea aceasta, ca porcul, vezi ca porcul. Vezi case, străzi, mașini, bani. Și atunci te ocupi ca porcul. Să mănânci, să aibă bani, să aibă casă, servici bun, fate bun, băieți bun și mai departe. Când tu nu te mai uiți la internet, televizor, telefonie de asta modernă, tablete, cum se cheamă, Oakfine, cum se cheamă ele, așa. Acum sunt multe linii de astea, Facebook, multe. Instagram. Cum se cheamă ele? Instagram. În măsura în care te uita la aceștia, lumina lui Iisus Hristos spunește în inima. Faci rugăciunea dintr-o obligație, dintr-un canon. Dar inima nu mai vedează, tu mai trăiești prin Iisus Hristos în inima ta. Scurt pe doi. Eu am pățit-o, mamă. Eu personal am pățit-o. Da. Nu altcineva. Și eu vă spun că din ce știu pe Dumnezeu. V-am spus că nu știu ce să eu. Din mine aș spune pe țara asta, păi eu mai grijă de asta. Eu te trebuie, n-am... Da. Deci aceasta cea mai mare pagubă a omenirii. Doi. Va veni vremea când acestea vor avansa și mai mult. Pentru că satana, zice Scriptura, satana e ultimii veac, ultimii momente ale lui cum ar fi. Când pe toată lumea vă să ducă în ea. Cum să ducă în ea pe toată lumea aceasta? Uite așa, duci pe internet, mă. De acum să arate internetul și el să pun cheamă telefoane, o să arate, mamă. Ceea ce nu v-ați închipuit dumneavoastră că o să arate pe telefoane. Și s-a ducă satana, tot fac și sau satana. Dacă nu ești Iisus în inima mea, e satana în inima mea. Și acum vă întreb eu, mamă, te întreb și eu, ca un prost, știi că am patru proste. Te întreb în inima ta și să-ți răspuns. Dacă mă tare ai acest lucru în casa ta, în mâna ta, te uiți acolo, cum va mai rămâne în tine sau în mine glasul Evangheliei ca să urmezi pe Iisus Hristos? Că zice Scriptura, glasul Evangheliei Domnul Dumnezeu auzând, lumea a părăsit. Vezi? Când ne-a auzit glasul Dumnezeu, care e Evanghelia, lumea a părăsit. Care lumea înseamnă, nu te pustiu, lumea înseamnă posta veacului. Lucruri, obiecte, băieți, fete, toate celelalte lumea de altă.
lumea a părăsit-o. Dacă tu te uiți acolo la internet, vezi lumea cu poftile ei. Și atunci nu se poate să nu te amăzească ceva de acolo. Și ai să spui așa, asta e bun, asta e rău, asta e așa, asta e așa. Și atunci dacă tu judești pe Dumnezeu, cum să mai te rog la Dumnezeu ca să dea ție de ceva? Nu-ți vede nimic, că îți dă o sânge. Ești un om rece, zice Scriptura. Numai pe cel care e în clocot pentru mine, acela se va mântui. Care e rece, care e căldicel, nu se poate mântui. Scriptura, mă, la Apocalipsă. Că sunt eu evanghelistul. Vedeți? Deci Satana caută pe toți să ne teacă. Și m-am gândit și eu, măi, oare toți au Biblie casă lor? Nu au toți. Dar telefoanele au toți casă lor, tot au telefoane casă. Și m-am gândit eu, gândiți-vă gândit. Zic, ce să mai spun eu acum dacă și eu am telefon? N-am ducea la scump, am ducea tot vechi. Da. Dar n-am vedea, dar tot telefon, nu pot zic că nu am. Dar m-am gândit. Totuși, măcar să scupească din 10 oameni, unul poate lor fără să mai puțin. Dar oare chiar avea nevoie de ele? Are nevoie un ministru, un director de asta. Dar nu toți avem chiar nevoie de el, ca să știți. Nu toți avem nevoie. Dar de-a transpus că-i Satana, că Dumnezeu a spus așa, Duhul lui Dumnezeu nu mai este în oameni. Pentru că nu eu i-am părăsit, ei m-au părăsit pe mine. Dar Dumnezeu nu mai îngădui, pentru că omul este azi creștin, mă-ntocăm. Azi plânge, ia râde. Azi așa și atunci Dumnezeu este îndelungă de tot cu mântuirea noastră. Îndelungă de tot. Ai văzut plătita ța bani pe telefon. După aia, telefonia îți ia atâta bani lunar să cum îți iei gotare. Și te amăzești, zic că îți dau oferte, mă, gotare și o grămadă de bani. Da. E, vedeți, lumea de bani, tot la lumea dar. Dar cei care sunt Hristos, te trebuie pocăință, nu? Biserica nu o zidești, copiii nu crești, bolnav nu cercetezi, în temi ce ne-ai fost ca să ai grijă de se mângâie ceva pe acolo cât n-ai fost, atunci cum așteptăm noi mântuirea? Ce fapte bune facem noi? Da. Pentru că asta nu desfacă numai unul sau 100. Toți dacă suntem creștini desfacem. Ia, ca să vezi ce înseamnă creștinism. Era un om bolnav, într-un sat. Și s-au dus de la sinu că unul gem, unul compot, unul obgat de pâine făcut, unul colțunaș. Și când s-au dus unul, o grămadă, tot satul ducea acolo. Ai văzut mamă creștin? Ai văzut cum era? Așa m-am făcut eu. Dar acum vecinul toți e bolnav și nu te duci. Păi atunci cum să rămâne în tine dragostea de Dumnezeu? Am văzut, am citit în viața mea ce Domnul, o carte mai așa, că Maica Domnului, știți că legea veche era cu leproși, aceea nu a voie să fie în societate, trebuie să fie depărtați cu totul, erau îmbrăcați, așa, și scrie, necurat, necurat, spun că toată mai bine. Ei, Maica Domnului, când a venit în Ierusalim și a văzut o femeie de cer cu etată în cetate, și a spus, lăsați-o, lăsați-o, lăsați-o. Da. Și când a crescut mai mare, se ruga către Iisus Hristos ca să miliază pe toți leproși. Vedeți, mamă? Ei, când vom fi noi așa? Când vom rămâne, mamă, fără ceea ce lumea așa. Că de aia spun Dumnezeu să urim lumea. Ca să urim toate aceste lucruri și obiecte. Să le urim. Nu să plângi când la telefon, să plângi când te-ai la teatru, să nu plângi când te-ai dus la câte sunt lumea așa blestemății. De aceea v-am spus dumneavoastră, dacă aveți întrebări, vreau să vă spun dumneavoastră, să căutăm cu toții, la mare, până și la mic, să mai lepădăm lucrurile acestea. Ai văzut ce face Satana, când zice la toate Sfântul, măcar egiptean. A văzut că Satana cu un cojoc, întors tineri, cu o lână din afară. De toate firii din lâna cojocului, erau o trăvă pentru creștini. Plăceri. Și a întrebat să mă, dar ce cu șupulețele de cu bagăzate prin luna asta, ce cu asta? Acestea sunt plăceri care dau la oameni. Nu-i place ce, dau ce, nu-i place ce, dau ce. Și cum este cu omul? Niciun.
toți serveți la mine. Vedeți, mama? Vedeți? Gândiți-vă. Și mergea aceasta, mergea la cărugă, mergea. Și ăsta este omul care așa, sunt mai mulți sunt care cu tare. Dar unul care îmi face toate voile mele. Și s-a dus Sfântul, vezi cum l-am vindecat Sfântul. S-a dus măcar în intră, așa, și a zis, frate, ce faci? Ce să fac? Așa, așa. Uite, eu sunt foarte mâhnit. De ce cu viața măcar? Mă tăiesc Sfânt, de ce? Mă lupt cu tare, mă lupt cu tare, uite așa cu tare. Prea mă rădești pe mine, așa, că asta mă luptă și pe mine. Și l-a învățat Sfântul să se repită de ce, pentru că Satana, l-a respins Satana, vedeți? Înseamnă părintele. Așa și dumneavoastră, să vă arătăți rane la preot. Să nu vă rușinați. Că rușinea, dacă o spui, ai scăpat de rușinea cea veșnică. Dacă nu o spui, aceea e rușinea. Ai colegi de rușine în fața preot, ai scăpat. Dar de acolo te știi toată lumea și faci fai de acolo. Deci asta vă rog pe dumneavoastră. Că de aceea faceți bani împrumut în bănci, de aceea faceți atâta, pentru că vezi că mult de lumea aceasta. Eu v-am spus, vă trebuie casă, masă, foarte normal. Dar suntem așa creștini, măi. Ajutați unul cu ceva, unul cu ceva și pământul ăla de la tată, la mamă, dacă ați văzut, atunci e mai grav. Părinte Ioan Chibalan, așa spune, să nu vede pământul, nu vede pământul. Nu vă uniți cu Europa, nu vă uniți cu Europa. Dar dacă ați făcut-o, acum suferim. Suferim acum. Și crezi că e o bucurie? Nu e bucurie, mamă. Nu e bucurie. Deci să căutați să trăiți mai creștinești cum ar veni. Doi, să aveți grijă copiilor. Să nu vă mai despărțiți familiei, soția. Că preotul ce-a unit aici, nu mai puteți despărți. Dacă te-ai curunat, nu mai ai voie să mai despărți. Niciodată. Dacă apar anumite probleme grave, adică prea copii sau mai știu eu ce, îngăcădințe sau boli grave, pui pericol viața ta, a soției, din vreo frenie sau eu știu ce bani are, psihică, mai merge cumva cu dezlegarea preotului. Dar admitere, n-aveți voie să vă despărțiți. Te să răbdați. Te să răbdați. Nu vă mai despărțiți. Că până muriți, vă numiți pe acorvare. Gândiți-vă. Și pe acorvare nu vă știți că păreți cerul. Prea corva nu se primește liturghia, nu primește meostenia. Nimic nu se primește. Gândiți-vă dumneavoastră, deci răbdați. Oare preotul nu radă? Oare o mamă care e însărcinată nu radă? Oare copaci care stau într-o rogă, vreți să vadă și ei Chișinăul. Stai aici în București, copacul ceva. Ha? Nu vezi că toate radă? Toate radă. Toate le-au capă pe împărățac, radă. Pentru că toată creața radă. Deci Scriptura prin Sfânt Pavel Tesaloniceni. Toată creață Dumnezeu rabde și așteaptă o schimbare toate. Dar vezi că rabde nu se rezolvă el pe Iisus Hristos. N-am mai putut pe dreapta. Vă rog frumos că greu păcat faceți. Foarte greu păcat. Răbdați că nu va să nimeni să vă căsătoriți cu Iosif sau va să nimeni. Răbdați ca să rămâneți în comunie cu Biserica, cu Dumnezeu, cu Sfânta Părtășanie. După aceea să aveți grijă dumneavoastră că putem trăi și mai simplu, să nu vă complicați. Putem trăi trupul nostru pe ce a crescut, pe ce a crescut, în vas de copac. Când mă trimite mă mic a sut copacul, când era mic, așa, pe ce crește mă, n-am mai uitat, așa și tu, când trebuie să-ți faci una, să faci așa, cât ești mic, că pe ce crezi cu mare, mai înfrânează de mâncare, mai îmbracă, mai păzrăvit, dar dacă faci foarte bune, crezi sau foarte bune. Copacul cel pe ce vreau să mai faci mieri, sau pune, ce-o fie, ca să bucură lumea aceasta. Așa și tu caută cu o stenere tare, cu banul tău, bucură lumea aceasta, pe sărași, pe scăpătați, pe bolnavi, du-le medicamente necesare, fără ceva să-i bucuri, că ești copac, omul s-a stat cu pomul, rodurile tale, care sunt rodurile tale? Dacă ții, mă duc eu la omor și vreau să-i omor, ia grici! O, dai, mai că aduci smeti copacul cea la noi. Apoi așa și tu, ai trei mașini, dă și mai mașină să mă duc la acolo. Nu, nu să stăcă. Apoi atunci rămâi cu mașină te educată. Vezi, mama, scădi de urât. Vezi că de urât că n-ai și nu dai. Și pomii te-a acuzat de plății.
O ai văzut iarba, faci coile, faci iarba să vin câte ce. Se bucur iarba, că-i faci prima oaie pentru om. Iarba și simțătoare, mama. Simte și oare care cristalizează, nu fizică. În firea ei, pentru că se taie, dacă ești omul, dacă îl taie aici, crește înapoi. Da. Dar toate sunt pentru om. Ca pentru toate acestea, omul se mulțumește Creatorului Său, Dumnezeu, mama. Mamă, mi-aduc aminte că mi-a luat atât cu teme, știi? Dacă noi, de fapt, cu tema ta în mână și dădem cu... Când ținem la ei, ca aceea, cu rătează pat, lângă mine, la pernă, ca mie frații, dacă erau șapte frații. Dacă Dumnezeu ne dă viața, inima care bate inima continuu, cât este mulțumim, recunoscător, mamă, biserica. Primul la biserică, vă ca spalat, îmi păca cu oamenii. Asta e cea mai importantă curățenie, fie păca cu oamenii. Să fii mărturisit, să n-ai gânduri nemărturisite. Și atunci, mamă, ești plăcut Dumnezeu, tot ce ziceai, Dumnezeu îți dă. Hai să ai pace în casă. Copiii te ascultă, mamă. Cază, de-aia vorbești mult dacă faptul nu-s bune. Copiii vreau să vadă dragoste, bunătate, să ies când greșesc, mamă, să descopere anumite lucruri la femeia lor. Și atunci spune și tata ce păzesc de cutare, să fie o legătură adevărată, cum e Dumnezeu cu Tatăl, cu Fiul Duhul Sfânt. Idealul se dispare celălalt, nu acum se dispare, fiindcă, azi, hai, facem. Apoi așa și cum e vrată, soție. E tot trup. Atunci ce vă dispărțiți? Deci nu vreți, omul spune hai și omul spune nu vreau. Păi știți, nici nu mai vreau și că a făcut o colonie. Voi n-auzit ce spune în Scriptura că sunteți un trup? Cum vă dispărțiți? Puteți vă dispărțiți? Atunci te dai și-o măcăta în două. Mă suferi să te dai în două? Nu mă suferi. Atunci mă dai cum? Suferi dispărțirea. Nu se... Măi, știți dumneavoastră, dacă mi-ați fost atât la colonie, te-au dorit picioare care avea tocul în alte tare și te erai atât la durere, nu la ce te trebuie tot. Măi, știți cu o taină colonie, mamă, de când e fricoșătoare, este. Și-au mai călugări și noi ne-am colonat. Ne-am căsătorit cu biserica și noi la fel. Este răbdământ. Ne-au luat așa pe cruce, duci pe la capăt. După aceea, dumneavoastră, mă mătușa cerită ca să mă copii câteva, pentru că eu vă iubesc foarte mult și vă iubesc și mai mult, pentru că am văzut că eu m-am și-o niște lucruri de făcut, nu pentru mine personal, pentru biserică. Că avem două mărți și noi doar nu avem acolo nici magică, nu am nicio bani, dar nu avem bani, nicio salariu, nicio post. Și mănăstiri sunt vizate și în aprobări doi preoți, balnici, cântăresc, la, nu avem mica. Da. Că nu biserică mă grijesc, nu pentru altceva. Dar după aceea m-am promis că și eu am salutat la Sfinț Părintea din Șama, pentru că n-aș lucre la mic, când am crezut la Mara Sfântea, am văzut că Sfinții la Timșana au născut-o primea ca Domnul. Și de aia trebuie să, ca părinți a Maicii Domnului, trebuie biserica aceasta să fie exemplară. N-aveți bani, știu că sunteți sărați. Dar de acolo puțin, de acolo puțin, uite, până îmi plec eu săptămâna ta și aduc și eu ceva la părintele, ca să fie ca sămânță cu părinții, sămânță, știți? Deci, ce vreau să mai spun de la căsătorie? Să aveți grijă părinților care v-au născut, să-i mărtășiți, să-i împărtășiți, să-i cercetați, să-i mărșinați, să nu știu când ai timp, nu ai telefon, du-te acasă, că nici tu, mama, nu vorbești cu telefonul, ia telefonul poate pe atunci. Te ducești și îl ținei în brațe, îi vorbești așa, mi-a dat părinții acasă, sfătuiți-i, mumiați-i, duceți preoții să mărturisească, să-i împărtășească, să nu moare, neîmpărtășiți părinții noastre, părinții dumneavoastră. După aceea, să aveți grijă dumneavoastră mai mult decât toate acestea, mai mult decât toate acestea, să nu vă fie leni. Că leni ai păcat de moarte. Păcatul de moarte trebuie jertfă puternică pentru el. Nu simplu. Ca că v-am vorbit de rău și atât, păcat de moarte. Dar ia, păcat de moarte sunt colosale. Adică, spune Sfântul Evanghelistul că cam greu să iată, se da să iată, cam greu. Zice, dacă e păcat de moarte, să vă rugați. Dacă nu e nimeni, să vă rugați. Dar dacă e de moarte, să nu vă rugați. Vedeți cât e greu păcat de moarte? E păzând de aceste mamă. Deci mai mult decât toate acestea care am spus până acum,
să păziți dumneavoastră aceștia pe credința, credința. Că dacă ai alunecat după învățături greșite, cum sunt acum o grămadă de învățături greșite, am crezut tot turnul faptelor bune. S-a prăbușat. Credința, dragostea de biserică, de preos, nu spui, nu pot să-mi văd preoția când am văzut așa, văd. Nu, mamă, nu. Sunt eu angul de alte învață, le-ai văzut în șans. Sărute mâna și te-a binecuvântat, binecuvântată să fie. Ființa aceea, înțeles? De să aveți dragoste față de toată biserica, de oameni aceste lumi, să aveți dragoste să iubiți sufletul lor, ca să plângeți pentru să pocăiască oamenii, să cunoască pe Dumnezeu. Deci pe farul greșelor particulare, sunt două cuvinte pentru lumea aceasta, care toți suntem al Dumnezeu. Da, toți suntem al Dumnezeu. Când o face toți la Dumnezeu, asta treaba lor la fiecăruia. Dar uite să ne rugăm pentru lume, zice Scriptura, faceți rugăciuni pentru toți. Vezi? Pentru toți faceți rugăciuni. Și spune și pentru împărați, și pentru drăgători, pentru faceți rugăciuni. Că de ce? Ca biserica să fie în pace. Că dacă biserica nu e în pace, atunci ce facem noi atunci? Fiecare, ca pui de trupurite, unul acolo o faci, alta că suntem uniți într-o biserică cu toți puternică rugăciunea, altă că e pe cont, pe cont, pe cont. După aceea, în afară de aceasta, să aveți nădejde mari în toată Dumnezeu, mamă. Care e aceasta? Ce înseamnă această nădejde? De exemplu, spui că ești sărac, n-ai servicii, vremurile sunt grele, taxele sunt mari, impozite pe tine însoare. Mai mamă, știi ce? Dumnezeu a dat porunca aproape, ca o poruncă. Ce-a spus? Ce-a spus Dumnezeu? Grija pentru trup să nu purtați. E lege, uitați. Grija pentru trup să nu purtați. Că eu am grijă de aceasta. Să vedeți? Vedeți, mamă? Și așa este, cum ați spus. Ai crescut mare, de acum mult nu-ți mentele. Dar ce ai nevoie? Tu ai nevoie de odihnă. Ce faci Dumnezeu cu copacul? Au putut să-i dea el continuu. Îl odihnește. Îl odihnește, mamă. Să odihnească. Ca când ai luat rolul de o crenguță, el gata să fericește. Că stau așa, stă. Aproape să-i sărută. Vița de vii la fel. Se liniștesc. Se odihnesc. Așa și omul mai vârstă la 20 ceva de ani, tot mai mulți ca când ai 70 de ani. Nu mai, tu sunteți. Ai nevoie de odihnă. O odihnă fizică și o odihnă duhovnicească la minte, la cap. Nu stau în zgomote de cu muzică, în zgomote de tramvaie, de mașinărie, toate astea. Închide de casă, trage geamul prin perdeaua neagră și cu candelința și pune capul și scoală-te și roagă-te ca să poți trăiești o viață. Ce zic eu? Câți ani ai mătat? 50 de ani? Mincinoasă? N-ai 50 de ani. Ai abia dacă ai 25 de ani. 25 de ani ai dormit? Și dacă în 25 de ani a mai rămas din 50, din acea 50 ai desfătat, ai trândăvit, concediu la mare, ai pierdut mesajul pe telefoane, păi îți fac o bilanță cu ce mai rămâi? Ha? Păi veni mătare. Cât de greu va fi judecata? Apoi de-aia să luăm aminte de oricine, nu mai greșesc de altul, ci fac altul, o să duc mai departe, mamă. Nu. Asta eram acasă și spuneam, mamă, să nu vă uitați cu capul pe stigal la vecini. Eram curioși că s-au zis, vine Gheorghiț cu bicicleta, cum e bicicleta, măi? Da. Eram curioși cu uitați pe stigal, mă dădeam cu degetul, să o leacă de muchie, să vedem ceva. Dar m-am spus, nu vă uitați, mamă, că urât. Așa și noi putem spune în biserica. Ei urât să vă uitați la altul, mamă, zis, poruncă. N-ai voie să poftezi lucruri aproape, nici femeia, nici lucru, nici obiectul, nimica. Fiindcă ne-a dat și nouă, fiecare ne-a dat Dumnezeu, ne-am bogățit fiecare, toți suntem bogați. Și atunci la început, bogat e creștinul. Fiecare are pe Dumnezeu. Ne să poftezi lumea aceasta ca să rămâi cu Dumnezeu. Ca Dumnezeu înseamnă, ai o fărmită de pâine, nu mai mori. Ilie așa a spus, femeie, adă la văzva din Mesarea Tăsidor, femeie, adă în tăimie și, ca așa este scris, întâi să dai slujitorului Dumnezeu și dacă îmi dai mie, făina nu se va mai puțina, nici uleiul nu va mai scădea.
dar întâia de mine, adică întâi de lui Dumnezeu. Și să ai seama lui Dumnezeu, jertfă bine primită, milostenică că biserica, știi că o creștină, e necărâta, mără, du-i întâi acelea și Dumnezeu va apăta de grijă. Uite, vă dau un exemplu. Astăzi a rămas fără niciun bănuț ca niciodată. Fiți atenți. Și a venit sora ție care m-a dus și aici, la slujbă. Și de ce s-a întâmplat? A adus 3-4 pomeni. Ieși, e baudi. Și a plecat fără să fie niciun bănuț. Și m-a zis la Maica Domnului și a zis Maica Domnului, îți mulțumesc. Dar nu era în care bucuros, fericit. Dar mă mulțumesc Domnului. M-am dus sus, sora Marie, mă duc la biserică tare. Și cobor jos și mi-a venit obosită, părinte, v-am dat pomii, dar am uitat, vă dau banii. Și mi-a dat 700 de lei, mi-a dat. Ai văzut, mamă? De ce? Fie că Dumnezeu știe că am dat, luceau, când de dumneavoastră, cu lucrurile. Asta. Ei, dar numai asta, întotdeauna așa pățesc. Dumnezeu nu te lasă niciun chip. Dar întâi fel lucrul Dumnezeu, mamă. Scoate de dimineața, fă-ți canon ca să zici preotul. Dacă faci tot ce să zici preotul, e ca când doctorul ești bolnavă și tot îl ia pastila la ora cu tare, bie la ora cu tare, nu știu ce, cu tare, de trei ori, și faci așa, și trupul se înviorează, se însănătoșește, dispare microbul, devii puternic, așa se schimbase preotul, se face de totul și bine îți va fi. Că nici un preot n-a să învețe de rău, mamă, să știi. Nu te învață de rău, zice Scriptura. După faptul sunt ei, spun și eu sunt ei, dar schimbați preotul să faci. Înțelegi? Că și dumneavoastră sunteți părinți și înveți copilul numai de bine, de el te vede că tu fumezi. Dar tu spui copilul, tu nu fuma. Păi ce eu nu știu asta că așa faceți? Și voi fumați. E frumos așa? Dar ce înveți tu să fumezi, dar tu fumezi? Ca să-i fie bine. Deci, mamă, cu atât mai mult o fac preot să treaba aceasta. Să-i ascultați până la sânge, mamă. Deci îți spui și soțului, și neamului, mătale, a spus preotul și eu nu e de cuvântul preotului. Că zice Scriptura, a spus pe preot, a spus pe Dumnezeu. N-a spus pe preot, pe Dumnezeu n-a spus. Și atunci e frumos așa? A spus pe un președinte, a spus pe un patron, a spus pe un om. Da, pe Dumnezeu n-a spus? Da. Despiți toate acestea, credința, dragostea și să aveți nădejde, mamă, că Dumnezeu din nimic face totul. Din mort face viu. Nu vă desnădăjduiți. Chiar dacă sunt mare copilul, chiar dacă sunt mare cincutare, tânăr, rămân copiii, nu vă desnădăjduiți. Mă știți de ce? Fie că Dumnezeu e viața noastră. El nu e. Și dacă el ce este Dumnezeu? A tot bun. Nu bun. A tot bun. El îi vede binele, mamă. Și lui că pleacă dintre noi și cel care rămân. Pentru că Dumnezeu are atâta grijă, mamă, de noi. Foarte mult grijare. S-a observat dumneavoastră. Am văzut șătrări, țigani, care știți că mai cum sunt ei așa. Bun. Când v-a născut femeia aceea țigancă, se vede că de Dumnezeu mai mâncat când nu avea copil. De ce? Fiindcă Dumnezeu a făcut un copil țigancă. Și atunci copilul și-a luat țigancă. Complet, total. Ia Dumnezeu. Și Dumnezeu de mamă, că știi că nu are. Așa și noi creștinul. Puțin că nici vă îndoiți. Nu vă îndoiți toate. Că nimeni de creștin omul de foame, n-am văzut și un creștin, era la țară, sărat, se spune că a murit, de ce a murit mătușa Marița? A murit pe când avea și mâncat. Nici de cum? Fasole, iete, mazăr, iete, ceapă, iete, cartofi, sânt, pâine, slavă Domnului, ai rămas fără pâine, tu românule, vânată? Păi, ce te superi? Apă este, nu vezi de la tot pământul duce apă românească? Ha? Păi o cumpere dacă e dat-o, asta a supat fântânile. Ce a supat fântânile? Eu când eram mic, vine, peste tot erau fântânii în București, acum nimica. Dacă ți-i sete, nu-ți dă nimeni apă, mori din sete. Da, că asta, ați vrut comoditate, ia că comoditatea. Acolo, pe lor, să știți, o a supat fântânile, ați spus, nu a supat fântânile, nu a supat fântânile. Că a zis firmele, sunt proiecte de europene. Și a spus așa, vă dăm la rubinet, tată, zice. Nu vă luăm acum bani. Așa, nu vă luăm acum bani. E gratis. Fiți atenți ce vot. Și acum vine și taxează. Știi că vin războaile, îți tai apa. Și gata, te-au luat cu tot cu sac, cu tot cu casă, cu mamă, tot dus. Rob, slujești acela care te-a robit. Vedeți?
Deci mama, din mâine, din cauza păcatului noastră, se întâmplă și nu avem ce să face. Dacă e păcătuit, trebuie să răbdăm, așa, și Dumnezeu, mamă, nu moștește nimeni pământul acesta. Și cu asta închei, ca să vă spun și să nu vă mai turburat de ce se aceasta, un singur lucru să spun. Poporul lui Dumnezeu, care sunteți pe voastră mai bun ca evrei de 1000 de ori, asta că eu mă tem, eu tu-i vorbesc. Abia aștept, am spus să mă taie jumătate. Eu am spus de multe ori ceva. Au petrecut cu egiptenii, păgând cu totul egiptenii. Se închinau la șopârni, se închinau la tot felul de mai mulți sutare. Acolo i-a dus Dumnezeu, pentru păcatele lor. Dar au dus în ceva, mare din cer mânca eu, evrei, mare din cer. Bun, așa și noi. Suntem ocupați de-a binelea, dar dacă țineți credința, aceasta e hrana de bază a dumneavoastră și nici de ce te pământești nu vei fi dus și lipsă. Dar rămâneți credincioși de Dumnezeu, mamă. Ești creștină la multinațională, fă semnul și de cruz când încep serviciu, pune țicoana acolo frumos, dacă vei fi întrebat, aceasta e credința mea. Ai înțeles? Asta, mamă, și ai de toate. Nu te că eu mor pământul, nu-l moștenim. Nu, mamă. Mi-a zis, prea multe să te interesezi de treaba aceasta. Știi de ce? Pentru că cine și-o lipit de mai din pământ, s-o disipit de cer. Lipiți-vă de cer, mamă, și mai sunteți lipiți de pământ. Lipiți de pământ, da? Cu acestea vreau dumneavoastră să mulțumesc că ați fost atenți la câteva cuvinte de învățătură, pentru că eu nu mai termin, că eu sunt cu vorba. Dacă mă văd cu părinții, îmi scapă din picioare. Și de eu nu termin, pentru că mă întrebi, nu vă spun sincer. Dacă părinții pleacă, vă duc, mă sănesc chiar la biserică. Dar vreau să fie cădică cu măsură că aveți dumneavoastră probleme dumneavoastră. Nu toți aveți în familie care să le placă așa mult credința și câte aveți probleme dumneavoastră. Adică de atâta vreau, niciodată n-ați fiu vrednic cât m-ați ajutat pe mine cu operațiile, cu necazuri, cu toate. Vă rog să mai puțin să mă ajutați și mai mult să mă rog cu dumneavoastră ca să îmi plătesc datoriile cum ar veni. Din suflet vreau să mă rog pentru dumneavoastră creștinii din toată lumea aceasta să mă mai liniștesc și eu pentru că asta e plăcerea mea. Biserica, rugăciunile, slujba și să fiu cu mai mulți călugări. Cât mai mult maici în față pământ să fie, călugări și maici. Dacă aceștia se mult pe pământ, atunci tată e foarte bine pe pământ. Dacă aceștia se împuținează, n-ați fi bine pe pământ. Răspund de ce. Pentru că dacă dispare fotbaliștii cei de frunte, nu mai știu să mai dau oameni cu gol în poartă. Nu mai știu. N-am model. Așa că vă spun, cât de creștine ai firmat în lume cu copii, 75 de copii, mai vin și al 76-a multă, tot nu ești cât un călugăr care a plecat în mănăstire. Dar nu ca mine, să stai acolo în mănăstire, pentru noi toate. Gata. Că vă spun eu exact din experiență. Am văzut, prea bine am văzut. Puteți să spui, mi-ai spus cu toate cărțile lumii să ne aduceți. Prea bine am văzut toți călugări, că maică, că călugări, tot una. Care a stat mă mănăstire când au intrat, s-a făcut mamă ca niște mireșa lui Dumnezeu. Alb, la suflet, curate, încât nu să ne mărturisească. Pentru că ei, mamă, s-au lipit cu tot de Dumnezeu. S-au lipit cu Dumnezeu. Ei caută numai să urci în sus, dar în jos nu-i covară, pentru că au văzut că e frumos în sus. Au luat de duceața lui Iisus și nu mai coboară în jos, mamă. De asta a spus, gustați și vedeți cât e tipul lui Dumnezeu. Nu vă mai lăsați amăgiți de vecăinii în aceste lumi, de reclame, de tot cât se numește. Nu vă mai lăsați amăgiți. În sus urcați, bă, tată, la munți urcați, adică la turnul virtuților, tot în sus, dar jos nu-i uitați în jos. Că e moarte. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să mă iertați pe păcătos și vă mulțumesc că v-a rugat pentru mine, pentru sănătatea mea și dumneavoastră să vă mântuiți, tot neamul dumneavoastră și mă iertați. Părinte, că suntem într-o seară de înviere, pentru că ați venit cu
atât de mulți și cu atâta bucurie. Și pentru că în sufletul nostru este acum ca o primăvară și sporcește cuvântul Părintelui Irineu. Așa că înainte de a face rugăciunea, vă spun tuturor, Hristos a înviat. Pe fiecare clipă Hristos moare pentru păcatele noastre, îl urcăm pe cruce și mai apoi în viață pentru fiecare dintre noi. Așa că urmă și pentru noi ne salutăm cu Hristos a înviat și răspundem în adevărat a înviat. Două lucruri vreau să vă spun astăzi seară, ca o concluzie a evenimentului ăsta a Cuvântului Părintelui. Sunt unii dintre noi, eu am ținut minte și ține și dumneavoastră, puneți la suflet lucrul acesta. Sunt unii dintre noi care avem două, trei telefoane le avem în buzunar acum, dacă vă caut, două, trei telefoane avem. N-avem Sfânta Scriptură acasă. Avem două, trei mașini. Nu avem dumnezeiască, nu avem Sfânta Scriptură acasă. Avem două, trei case. Și nu avem Sfânta Scriptură acasă. Uitați cuvânt greu și adevărat rostit de Părintele. Uitați cum ne-au compleșit cele lumești înaintea celor dumnezeiești. Ținem de multe ori două Sfinte Scripturi le avem la pangar, un an de zile nu le vindem. Un an de zile nu se vând cărțile acestea. Dar avem două, trei telefoane. Așa este cuvântul Părintelui de astăzi. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi. Mulțumim și Părintelui și să știți că, mai ales cei care ați mai fost la noi în biserică, de anul trecut, de când a fost Părintele și până astăzi, cred că ați văzut ce la schimbări și țin să vă mulțumesc dumneavoastră și Părintelui, care atunci a apelat la dumneavoastră și unii dintre dumneavoastră ne-a sprijinit. Și vă mulțumim foarte mult că putem să schimbăm nu pentru noi. Noi suntem trecători, le lăsăm aici pentru generațiile care vin, pentru creștinii care se vor mântui cu ceea ce puținul nostru pe care noi îl facem. Să avem o seară binecuvântată, facem rugăciunea. Și dacă astăzi am avut cuvânt despre Maica Domnului și ocrotirea Maicii Domnului, cu ce putem să încheiem decât cu apărătoare, Doamne? Apărătoare, Doamne, ajută să avem o seară binecuvântată și un post binecuvântat.